Bună ziua, stimați participanți ai simpozionului nostru. Vă rog, îmi spuneți dacă se aude bine. Da. Da, bine. Se aude. Bine. Da, mulțumim. Deci, continuăm lucrările simpozionului nostru în ședința secțiunii Patrimoniul Pedocultural reflectat și promovat în expresie scrisă, artistică și colecții muzeale. În secțiunea noastră suntem doi moderatori. O salut călduros pe doamna doctor habilitat Gheorghina Boda. Bună ziua, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, m-am conectat foarte greu și mi s-a stricat și mouse-ul. Nu nimic, noi doar, chiar acum am început, deci am așteptat ca să se conecteze toți invitații noștri. Și îi salutăm călduros și pe colegii noștri din România. Sperăm să avem comunicări foarte interesante, deci, în secțiunea noastră. Și aș ruga ca să respectăm regulamentul nostru, să ne încadrăm cu comunicările noastre în aceste 15 minute care sunt rezervate. Ca să avem puțin timp la sfârșit, să facem și noi niște totalizări. Primul vorbitor este chiar doamna doctor habilitat de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, România, și comunicarea patrimoniului cultural românesc la expoziția universală de la Barcelona, 1929. Am spus că am făcut o modificare mărunțică așa în titlu. În loc de patrimoniu cultural am pus patrimoniul național românesc la expoziția de la Barcelona din 1929. Am să trec peste partea de început a lucrării, pentru că am înțeles că vor fi publicate, unde fac o introducere în conceptul de expoziție, o scurtă trecere în revistă a câtorva definiții ale acestora, trec apoi la expozițiile universale, unde iarăși fac o trecere în revistă, și ajung la expoziția de la Barcelona, pe care o voi prezenta în mare. Doresc să mă opresc mai mult asupra participării românești la această expoziție. Începând cu secolul XVIII, îndeosebi, are loc o explozie de expoziții universale în care fiecare țară încearcă să își pună pe tapet cele mai noi cuceriri tehnico-științifice, nivelul de dezvoltare economică și așa mai departe, și să-și facă un portret cât mai real și cât mai prețios al țării, al țărilor. Și expoziția de la Barcelona se încadrează în această pleiadă de expoziții universale, România figurând și ea în rândul țărilor participante. Bineînțeles, nu este singura expoziție universală la care România participă, a participat la mai multe, dar aceasta este doar una dintre ele. Această expoziție a fost organizată simultan cu alta ibero-americană la Sevilla, care a ținut din 9 mai 1929 până 21 iunie 1930, iar cea din Barcelona s-a încadrat în perioada 19 mai 1929, 15 ianuarie 1930 și a avut tema industrie, artă și sport, la aceasta prezentându-se secțiunile internaționale. La expoziția de la Barcelona au participat 20 de state, care au atras peste 5.800.000 de vizitatori și a fost una din expozițiile care, prin construcțiile ridicate cu această ocazie, prin folosirea jocurilor de lumini și apă, și este emblematică fântâna monumentală care a fost ridicată cu această ocazie, care desena diverse
figuri cu jeturile de apă care schimbau culorile, care a fost una dintre cele mai mari atracții ale expoziției. Apoi, prin parcurile de distracții, prin activitățile culturale desfășurate, teatru, concerte, operă și balet, sportive, terenuri de tenis, o piscină și un stadion special construit pentru această ocazie, care găzduia competiții atletice și meciuri de fotbal, prin crearea unei atmosfere general ferice, care s-a distins ca una dintre cele mai spectaculoase expoziții interbelice. A fost, odată cu organizarea acestei expoziții, Barcelona a suferit o majoră modernizare și cel mai important lucru, s-a folosit electricitatea într-un mod masiv, am putea spune, pentru că înainte acestei expoziții, industriașii din industria energetică se gândiseră să organizeze o expoziție a electricității cu scopul de a reflecta atât progresul cât și posibilitățile tehnologiei electrice, determinând astfel electrificarea Spaniei. Expoziția a fost organizată pe Muntele Montjuïc, cu un spațiu de circa 118 hectare. Au fost organizate două tipuri de clădiri, palatele, care erau clădiri de mari dimensiuni, ale căror urme structurau zona de expoziție, în incinta cărora se aflau exponate și pavilioanele, care erau mici clădiri monografice, ale căror locații nu erau foarte bine planificate, iar multe dintre ele erau chiar folosite pentru a umple spațiile care au rămas libere datorită construcției palatelor și care reprezentau țări, instituții sau societăți proiectate de proprii arhitecți. Au existat pavilioane naționale, aici expunând Germania, Belgia, Danemarca, Franța, Ungaria, Italia, Norvegia, România, Elveția și pavilionul Regina Victoria Eugenia, care era comun tuturor națiunilor străine, și pavilioanele spaniole. După închiderea expoziției, mai multe clădiri și pavilioane au fost păstrate, fiind considerate exemple ale arhitecturii secolului al XX-lea, special în mișcările clasicismului, modernismului și avantgardei, cum a fost, de exemplu, spațiul ăsta, Pueblo Spaniol sau Satul Spaniol, teatrul grec și altele, inclusiv pavilionul românesc care a rămas în Spania. Participarea României la acest eveniment expozițional a fost una de anvergură, exponatele sale câștigând numeroase premii, astfel că la sfârșitul anului 1928 s-a decis participarea României la această expoziție, însă prin schimbarea guvernului, abia în februarie 1929 se acordă un credit de 3 milioane și numirea de către Ministerul de Industrie a unei comisii de organizare prezidată de Dimitrie Custi. Comisar general al expoziției a fost numit Alexandru Tigara Samurcaș și au fost aleși mai mulți specialiști însărcinați cu organizarea secțiunilor din cadrul pavilionului românesc. Referitor la cheltuielile făcute cu această expoziție, Tigara Samurcaș spunea, citesc, principiul carpis de a nu depăși fondurile prevăzute pentru cele 12 expoziții ce am organizat în principalele centre europene a fost respectat. Iar cea mai reușită participare a noastră la măreața expoziție din Barcelona din 1929 s-a soldat cu un excedent de 15.000 pesetas provenit din vânzarea clubului catalan de la Monsenia, pavilionului românesc construit mai din lemn. Conform desenelor cu planul expoziției, România a fost amplasată cu cea mai înaltă terasă, având ca vecin pavilionul spaniol și pe cel italian. România și-a expus obiectele expoziționale în cadrul unui pavilion, care se întindea pe o suprafață de circa 400 de metri pătrați, care în urma propunerii din Ministerul Maciaru a fost construit în care de firma Sumele Company și predat gata montat la Barcelona la 1 septembrie 1929. Pavilionul românesc a fost executat de arhitectul De Marcu, citesc, care după unele proiecte abandonate a dezvoltat ideea ministrului Maggiaru, servindu-se de tipul casei munteanului român, spre a pune în evidență nu numai arhitectura noastră caracteristică, dar și materialul lemnos atât de scump în Spania, așa pe a cărei piață trebuie să înfrânge în concurența altor state. Aspectul ca monoton al arcadelor neîntrerupte, mai ales pe lungimea fațadei de 40 de metri, a fost în bună parte atenuat în aripa de mează noapte, agrementată prin adaosul bustului de bronz al lui Eminescu,
de un han și a troiței de lemn care sporeau pitorescul clădirii concepută în stil național cu elemente ale casei lui Mogoș din Muzeul din București. Acest pavilion era format din două săli mari, acoperișul era susținut de o colonadă înconjurată de plante și flori, elementele exterioare ale edificiului, coloane, ferestre și altele, fiind ornate cu sculpturi înfățișând motive populare românești. Interiorul pavilionului era de o deosebită simplitate, cu mari suprafețe acoperite cu pânze de culoare gri pentru a da relief obiectelor expuse. Exponatele au fost împărțite în două mari grupe, culturale și economică. Între cele două părți era o sală mediană. Partea culturală a fost organizată pe 12 secțiuni: artă veche, artă bisericească, artă țărănească, pictură, sculptură, carte, artă decorativă, etnografie, propagandă, teatru, știință și sport. Iar partea economică cuprindea 7 secțiuni: industrie, agricultură, școli profesionale, forestieră, mine și petrol, secția de vânzare a industriei casnice, biroul de informații. Toate obiectele expuse au atras în mod deosebit atenția vizitatorilor. O descriere a acestei expoziții face și Nicolae Iorga, care s-a înscris printre vizitatori. Așa. Regele a fost atât de impresionat de discursul ministrului Magiaru, încât a organizat un dineu și cu această ocazie a decernat marele cordon al meritului civil ministrului Magiaru, fiind decorat cu această ocazie și președintele comitetului, comisarul general, membrii din comitet, inginerul Cezar Petrescu, Ernest Tene și secretarul general Ioanițiu. Succesul expoziției românești este reflectat de numărul mare de diplome și de medalii obținute, 62 de Grand Prix-uri, 57 de medalii de aur, 14 de argint, 8 de bronz, 49 de diplome de onoare și 21 de colaborator. Adică dintr-un număr de 230 de participanți, 211 au obținut diverse distinții. România fiind astfel clasată în prima categorie alături de Germania, Franța și Ungaria. Nu putem omite faptul că succesul a fost și de ordin financiar. Pavilionul românesc, vânzându-se prefecturii Barcelona cu suma de 15.000 de pesetas, acesta urmând a fi utilizat ca refugiu pentru turiștii din Parcul Național de la Mont-Cenis, pe o placă arătându-se și proveniența sa. O parte dintre obiectele expuse s-au întors în țară, altele, cum ar fi cele ale industriei casnice, au fost dăruite sau donate membrilor familiei regale și oficialilor. Troița a fost donată Parcului Regal din Barcelona, probele de sol și cereale și blocurile de sare le-a primit Institutul Agricol, Școala Politehnică a primit uleiurile și extrasele petroliere, Muzeul Național a primit reproducerea în gipsa monumentului de la Adam Crisi și cele două metope. Mare parte a cărților au ajuns la membrii familiei regale, la bibliotecile oficiale din Barcelona, la seminariile universitare, la presă, profesori universitari și la alți particulari, după cum declara în raportul său chiar Țigara Samurcaș. S-a făcut și o promovare a expoziției în țară, în scopul determinării participării a cât mai mulți români la evenimentul din Barcelona, ținându-se o serie de conferințe, în primul rând de Nicolae Iorga, de Țigara Samurcaș și de Alexandrina Cantacuzino. România, prin participarea sa la aceste mega eveniment internațional, a reușit, în ciuda unor critici, să plaseze țara printre primele din Europa. Secțiunile sale oferind vizitatorilor o imagine a bogăților țării, a trecutului său istoric, a activităților intelectuale și artistice, privite din toate perspectivele, a bogăției și vechimii culturii și artei tradiționale. Marele succes obținut a fost însă din punct de vedere financiar, dar și propagandistic, moral și relațional. România, prin produsele sale, reușind să atragă atenția unor industriași, favorizarea exportului în Spania și în alte țări, precum și crearea unor legături între instituțiile de cultură, învățământ și economice. Atât, mulțumesc! Dacă sunt întrebări? Da, vă mulțumim! Dacă sunt întrebări, poftim. Întrebările pot fi acordate și la sfârșitul ședinței noastre. Ce
Îmi cer scuze, pot să întreb ceva? Da, da, putem. Deci, eu am două întrebări. Prima, de ce anume această expoziție? Pentru că au fost și alte expoziții, chiar și în secolul XIX. Și în opinia mea, cu mult mai reprezentative, să zic așa, pentru România. Și a doua întrebare, a existat un exponat care să reprezinte Basarabia în cadrul acestei expoziții românești la Barcelona? Mulțumesc! De ce m-am oprit doar asupra acestei expoziții? Eu am scris mai multe articole despre expozițiile internaționale la care a participat România. Și despre aceasta nu am scris niciun material. Deci ăsta a fost motivul pentru care am ales această expoziție. Nu pentru că ar fi fost una dintre cele mai reprezentative la care ar fi participat România. Și a doua, din bibliografia pe care am găsit-o eu, din relatările din presă, nu am găsit o listă a obiectelor expuse. Deci nu știu dacă a fost publicată undeva, deci în raportul pe care l-am găsit eu, al lui Alexandru Țigara Samurcaș, în articolele de presă, nu s-a făcut referire la o listă a obiectelor care au participat. Deci cel puțin eu nu am ajuns la ea. Deci nu știu dacă au fost obiecte din Basarabia trimise la această expoziție. Pentru că nu am cunoștință de lista obiectelor care au fost trimise acolo, decât, să spunem, informații disparate apărute în presă, că, de exemplu, au fost apreciate tablourile lui Grigorescu și Lucian sau sculpturile. Dar nu știu de lista de obiecte care au fost trimise. Nu știu, ceva se întâmplă. Mulțumesc și totuși, în general, nu știți lista. Nu a fost nicăieri publicată, nu există nicăieri în arhive ce a fost acolo, totuși, la această expoziție? Să știți că am luat toată presa pe care am găsit-o în format digital de la Biblioteca Națională a României, de la Biblioteca de la Cluj, de la Biblioteca de la noi, unde avem digitalizată presă, și m-a surprins că am găsit puține articole despre această expoziție. Deși să știți că am lucrat foarte mult pe toată presa pe care am găsit-o pe perioada respectivă, dar nu știu, nu am găsit să se scrie foarte mult. Iar la arhive, deci numai dacă aș fi ajuns la arhivele din București și nu am ajuns acolo. Deci nu m-a interesat într-un mod deosebit încât să mă duc la arhive în București să caut informații. Probabil că aș fi găsit, nu știu. Mulțumesc! Da, vă mulțumim! Atunci, în continuare, ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Elena Loșniță de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Comunicarea Galeria de Artă Populară, mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale. Vă rugăm! Da, mulțumesc mult! Deci, stimați colegi, eu astăzi am un subiect foarte concret. Vreau să pun în discuție, încerc să pun în discuție necesitatea creării în anumite instituții culturale de gestionarea patrimoniului mobil a galeriilor de art popular, scopul de a valorifica eficient cultura tradițională. Asemenea galerii există și dau rezultate bune, au succes mai multe țări europene, inclusiv în Cehia, Polonia, România. Pentru început, este necesar să spun că în anul 1989, cea de-a 25-a conferință generală UNESCO de la Paris a adoptat o recomandare referitor la salvgardarea culturii tradiționale și a folclorului ca parte a patrimoniului umanității, care a avut un rol important în a spori conștientizarea importanței acestui tip de patrimoniu. Ba mai mult, începând cu acest an, UNESCO, prin diverse recomandări și convenții, va reveni permanent la tema păstrării și valorificării culturii tradiționale. Și nu întâmplător, pentru că cultura tradițională este un element important al identității oricărui popor. Există zeci de concepte și definiții pentru cultura tradițională.
chiar dacă orice cultură poate fi considerată tradițională. De fapt, tradiția este un proces care îmbină continuitate și schimbare. Fiecare membru al unei comunități își aduce aportul în ceea ce privește inovarea tradiției. În general, tradiția este pusă în opoziție cu modernitatea. Tradiția nu este pur și simplu un concept, este un proces. Conceptul de tradiție presupune că orice cultură este tradițională, chiar dacă ea se crede nouă, ruptă de trecut, chiar dacă ea se vrea și poate chiar dacă este născută din prezent, ea cultura urmărește să perpetueze, să devină o tradiție. Etnologii consideră că cultura tradițională este carte de identitate a oricărui neam, națiune, indiferent de vechimea istorică a acestuia. Oricum am definit noi cultura tradițională, ne punem întrebarea, mare nevoie omul modern de cultura tradițională? Este greu să răspunzi la această întrebare, dar un lucru este cert. În era globalizării, cultura tradițională trebuie protejată, pentru că ea, cu modificările inerente, continuă să existe, iar societatea are rolul de a o promova. Nu am să fac o radiografie a componentelor culturii tradiționale, nu am să fac explicați privind conceptul de cultură tradițională, mă voi referi concret la un aspect practic în ceea ce privește cultura tradițională, la necesitatea promovării prin galeriile de artă populară. Unul din mijloacele eficiente care poate fi în acest sens este anume galeria de artă populară. Specialiștii în domeniu consideră că galeria de artă reprezintă o soluție modernă și generoasă care facilitează accesul publicului la cunoașterea locului și funcții împlinite de valorile creației artistice populare, constituind un factor educativ important și eficient de a păstra vie în conștiința oamenilor, amintirea eforturilor culturale ale înaintașilor, dar și de a stimula moral ducerea lor mai departe. Galeria poate fi organizată sub formă de unei expoziții cu vânzare. De fapt, aceasta trebuie să fie un obiectiv al fiecărei instituții muzeale cu profil etnografic, pe linia continuității tradițiilor meșteșugărești. Galeriile de artă populară pot fi deschise și pe lângă centre turistice de informare, care au început să apară în centre raionale ale Republicii, în muzeele raionale sătăși, care sunt organizate pe două profiluri, istorie și etnografie. Patrimoniul și expoziția acestor muzee, de cele mai multe ori, sunt direcționate pe etnografie, iar etnografia foarte des se reduce la amenajarea casei mari. În multe muzee lipsește compartimentul istoric. Galeria de artă populară oferă vizitatorului posibilitatea de a cumpăra suveniruri, produse autentice de artă populară, în comparație cu diverse magazine, piețe, festivaluri, care comercializează tot felul de produse artizanat, de proveniență și gusturi îndoielnice. Produsele din aceste galerii trebuie să fie promovate pe radio, presă, posturi locale, televiziune, pliante sau material promoțional și să fie pus accentul pe autenticitatea obiectelor de artă populară expusă spre vânzare. Procesele economice, social-culturale, începând cu a doua jumătate a secolului 20, au condus la modificarea întregului inventar de valori al culturii tradiționale. Meșterii populari produc astăzi noi obiecte adaptate stilului de viață contemporan. Și desigur, aprecierea publicului nu este tocmai pozitivă. Sigur, la începutul secolului 21, valorile culturii tradiționale nu pot rămâne în tiparele secolului trecut, dar oricum este necesar o selecție autorizată și competentă care să elibereze produsele contemporane de balastul kitsch-ului, nu prin impunerea forțată a unor structuri fixe, ci prin educarea gustului publicului și prin sugerarea respectului în spiritul tradiției. Nu negăm aspectul inovației ca proces care determină configurația contemporană a creației populare. Prin prezentarea în expoziție cu vânzare se va încerca atât prin creatori, adică prin meșteri populari, cât și pentru public, să fie surprins elementul nou, grefat de pe suprafața tradiției, elementul tipic, care va deveni tradiție în momentul acceptării generale de către colectivitate și al integrării sale în contemporaneitate. Este una dintre cele mai puternice motivații de existența galeriilor de artă populare în educarea publicului, în aprecierea unor produse caracterizate pentru simțul măsurii, aspect estetic și utilitar, cromatică rafinată, atribute care conduc la o altă expresivitate artistică. În cadrul galeriilor pot fi organizate permanent masterclass, diverse ateliere, care ar trezi interesul, curiozitatea tinerilor în legătură cu adevărate valori ale culturii.
Organizarea galeriilor de artă are mai multe conotații economice, de producerea unor obiecte ale meșterilor populare, comerciale, de spații de desfacere pe loc a produselor realizate, culturale, spații originale organizate ca interioare țărănești originale, turistice, spațiu accesibil publicului care ar putea urmări anumite procese de producție, educative, prin prezentarea celei mai largi game de producție autentice de artă populară, creată de cei mai renumiți meșteri artiști. O galerie de artă în instituția muzeală reprezintă un mare pas în sprijinul ideii de păstrare a valorilor trecutului, integrat în vârtejul cerințelor lumii moderne. Într-o galerie de artă populară, organizată într-o instituție culturală, publicul larg poate afla despre istoricul tradițiilor, despre elemente reprezentative ale autenticității poporului, care pot fi remarcate în obiecte de artă populară, costumul tradițional, meșteșugurile, textile tradiționale. Publicul poate participa la anumite activități documentare, pot fi realizate anumite activități de instruire, pot fi prezentate filme etnografice, care ajută la reconstituirea fidelă a unor procese tehnologice și arhaice. Ele, filmele păstrătoare de obiceiuri și modul lor de desfășurare. Filmele etnografice sunt documente excepționale în promovarea culturii tradiționale. Noi avem puține filme etnografice, dar ele există. Primul fiind creat la Cornova în 1932 de școala lui Dimitri Guste. Anume, într-o galerie de artă are loc cunoașterea culturii tradiționale, promovarea ei și susținerea meșterilor populare. Crearea galeriilor de artă populară rezolva mai multe probleme, și anume, ar contribui esențial la valorificarea culturii tradiționale prin demersuri expoziționale, permanent ar fi organizate diverse expoziții cu vânzare a diverselor categorii de obiecte de cultură tradițională. Ar promova cultura tradițională autentică în țară și pe scutare, ar rezolva mai multe probleme legate de vânzarea operelor culturii tradiționale ale meșterilor populari, ar facilita procesul de studiere și cunoaștere a culturii tradiționale prin organizarea unor manifestări culturale științifice, ar contribui la dezvoltarea turismului de factură etnografică, ar conduce la salvarea și conservarea elementelor de identitate. În aceste galerii ar putea fi organizate cercetări sociologice ale publicului, în primul rând al elevilor, prin utilizarea unor chestionare adresate anume elevilor, atunci când în institut se organizează activități educaționale cu elevii, este necesar, probabil, corelarea desfășurării activității muzeu cu tematica programelor școlare. Deși, în cazul dat, etnografia nu face obiect de studiu școlar și nici de studiu universitar. Este și aceasta o temă de discuție pentru Institutul Patrimoniului Cultural. Practic, este imposibil o cercetare serioasă de etnologie sau etnografie. Nu avem o disciplină corespunzătoare nici în școală, nici la facultate. Un asemenea chestionar ar trebui să fie structurat pe dezvoltarea capacităților cognitive ale elevilor, prin însușirea unor noțiuni specifice a artei tradiționale, pe dezvoltarea imaginației și creativității, denumirea motivelor ornamentale și a tehnicilor de execuție, a motivelor decorative. Și nici într-un caz, un chestionar la asemenea cercetare sociologică nu întrebări care presupun operații de observare, analize, comparație, probleme adresate creativității, pentru că sunt foarte dificitare în soluționare. Mare majoritate a tinerilor au o bună parte și o bună parte a adulților nu cunosc elemente esențiale de cultură și civilizație populară. Un muzeu de etnografie și cu o galerie de artă populară ar trebui să-și orienteze activitatea spre popularizarea eficientă a valorilor culturii noastre tradiționale. Dar și instituțiilor care gestionează patrimoniul etnografic, care cercetează probleme de etnologie etnografie, ar trebui permanent să evidențeze continuitatea poporului prin păstrarea tradiției. Acesta ar fi un pas important în definirea specificului nostru etnocultural. Prin galerii se face și popularizarea eficientă a valorilor culturii tradiționale. Cunoașterea lumii și civilizației tradiționale este necesară, iar galeria de artă populară este un mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale, de educare în spiritul tradițiilor. În afară de aceasta, promovarea culturii tradiționale are efect concret, practic, care poate duce la relansarea, dezvoltarea meșteșugurilor de artă populară. Deci sunt instrumente utile în educație, sunt instrumente utile în promovarea culturii tradiționale, de aceea considerăm că sunt necesare de a fi deschise. Mulțumesc!
Dacă avem întrebări. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă întrebări nu sunt, atunci ofer cuvântul următorului vorbitor, Victor Petosu, Institutul de Filologie Română, Bogdan Petrișei, Brașov, cu comunicarea considerații privind obiceiurile de naștere în studiile lui Petre de Ștefănucă. Vă rog. Bună ziua, bună ziua, stimați colegi, dacă mă aud bine. Da, te aud bine. Cunoaștem că ciclul riturilor și obiceiurilor care însoțesc nașterea unui copil sunt descrise în lucrări de importanță enciclopedică, precum Folclor din județul Lăpușna, din anul 1933, și Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos, din anul 1937, în care etnologul Petre Ștefănucă ne sugerează că obiceiurile de familie au trăsături caracteristice și Petre Ștefănucă descrie în compartimentele obiceiuri la naștere, credințe și superstiții legate de perioada prenatală, de naștere și postnatală, inclusiv datii în care însoțesc nașterea copilului, rodina, botezul și cumătria. Folcloristul Petre Ștefănucă consemnează obiceiuri și practici magice menite în concepție arhaică să-l apere pe nou născut de primejdii și să influențeze pozitiv venirea pe lume a copilului. Protagonistul desfășurării acestor practici ritualice în comunitățile tradiționale este moașa satului, care îndeplinește atribuții ce țin de asistarea nașterii, ritualul primului scăldat și fiecare etapă a întregului ceremonial, rostind formule de urare, orații, cântece și versuri de scântece cu funcție magică, apotropaică și premonitorie. Rolul mamei în primele luni de viață ale copilului se evidențiază prin funcția psihologică și funcția lirică a cântecului de leagă, creație prin care mama se confesează copilului. Relația mamă-copil este biologică, psihologică, dar și socială. Folcloristul Petre Ștefănucă evidențiază importanța uspățului ritualic denumit cumătrie, care are scopul de a stabili noi relații sociale între familia copilului nou-născut și mai multe cupluri de nași de botez, la fel de puternice ca relațiile de neam, dar și de integrare socială a copilului în comunitate. La uspăț, moașa este și maestru de ceremonii, care coordonează desfășurarea acestor ceremonii și îl transformă într-o petrecere cu orații și cântece umoristice. Concluzionăm că moașa nu este numai o persoană care săvârșește un act medical, asistă nașterea copilului, dar este și o personalitate importantă din viața culturală a comunității. Petre Ștefănucă se bazează pe mărturiile informatorilor din localitățile Ialoveni și Nimoreni din județul Lăpușna din anii 1930, precum și din localitățile Copanca, Talmaza, Olănești, Tudora, așezate pe Valea Nistrului de Jos. Observăm că sunt teme și motive, imagini poetice pe care le atestăm și în studiul etnografic Nașterea la români a academicianului Simeon Florea Marian din anul 1892. Astfel, viața omului fiind marcată de cele trei ceasuri, la naștere, la nuntă și la înmormântare, se crede că la naștere îi este scris omului tot ce îi se va întâmpla pe parcursul vieții. În satul tradițional, împlinirea vieții este sărbătorită la căsătorie, iar continuitatea ei o asigură nașterea așteptată cu multă bucurie de tinerii părinți, dar mai ales de rude, de bunici, dornici să crească nepoți. Sarcina femeii este un semn bun că această familie este binecuvântată, astfel cultul rodirii și al fecundității are menirea să perpetueze neamul. Dar există și cutumile, normele etice și esteticii populare, care sunt transmise din generație în generație și care trebuie respectate și supravegheate de întreaga comunitate. Țăranii, sigur că își doresc copii sănătoși, harnici și frumoși, ca sângele și seminția lor să nu se stingă niciodată, dar în același timp se temeau de nașterea unor copii pociți cu infirmități. Aceasta se putea întâmpla, crezându-se că
femeile însărcinate nu respectă anumite restricții și provoacă forțele malefice care pot acționa negativ în orice moment. Aceste interdicții se referă la îmbrăcarea copilului, înveșmântarea copilului și la apa în care este îmbăiat. Scutecele și celelalte haine ale copilului nu este bine să rămână afară, pe sfoară, după apusul soarelui și peste noapte, pentru ca să nu fure duhurile rele, bărbăția băiatului și fertilitatea fetei, apa de la îmbăiere să nu se arunce după asfințitul soarelui, ca apoi vin duhurile rele și schimbă copilul, laptele rămas de la țâță să nu fie aruncat, ca să nu-și piardă mama laptele, copilul să nu fie lăsat niciodată singur în casă. Când o apuca pe femeia tânără, viitoare mamă, durerile facerii, mama soacră trimite pe feciorul său, soțul femeii care naște, să cheme pe moașa satului. Mama soacră, ea este gazda și este autoritate în casă. Mama soacră avea grijă ca nora ei să fie supusă și își impune autoritatea ca nora din picioare să umble iute și din gură să nu zică multe. Moașa rostește rugăciunea Tatăl nostru și invocă ajutorul bunului Dumnezeu ca să fie o naștere ușoară și o creștere curată. În momentul nașterii, bărbatul, tatăl copilului, înconjura casa de câteva ori, alergând, crezând că alungă durerile soției și era fericit când moașa îl anunța că s-a născut un fecior. Asistarea nașterii, precum și riturile legate de venirea pe lume a copilului și de integrarea copilului în familie și neam, erau îndeplinite de către moașă. De priceperea iscusită și de cunoștințele moașei depinde viața mamei și a copilului. Moașa săvârșea anumite ritualuri. Tăia buricul sau cordonul ombilical. Oficia prima scaldă și primul înfășat al copilului. Valoarea magică a primei scalde, practică străveche de curățire în care apa amestecată cu aghiazmă devine elementul purificator. Moașa pune în apă mai multe obiecte cu valoare ritualică ca să crească copilul sănătos și pentru a nu se îmbolnăvi de ochi. Punem un ban ca să fie bogat. După ce era scăldat, ziua, această apă, se arunca la rădăcina unui pom unde nu va călca nimeni. Nu se arunca noaptea pentru ca să nu vină duhurile rele și se fure somnul copilului. În viața satului, moașa era deținătoarea unor taine și descifra unele semne particulare ale noului născut. Se cunoștea după degete dacă copilul va fi muzicant și va ști a cânta. Se spune că ursitoarele vin în primele nopți de la naștere și hărăzesc viitorul copilului în bine și scriu norocul în cartea sorții. Să fie o mare, să fie buntare, să fie frumos, la lumii drăgăstos, să crească mărișor, să fie de ajutor, să crească mare ca un brad, să fie la fete drag. La 3 zile se serbează rodina ca să fie copilul norocos în viață și sănătos. Moașa, dis de dimineață, invită neamurile, vecinile și viitoarele nașe și închină câte un păhăruț pentru sănătatea copilului ca să crească mare și cu noroc. Pentru a fi ocrotit copilul, pentru a-l fi ferit de duhuri rele, pentru a nu fi deocheat, mama punea în leagăn câteva obiecte rituale, carte de rugăciuni, tămâie, o pană, busuiocul, care este simbolul norocului. Sigur că sunt și superstiții. Nu este bine să lași copilul singur, că vine mama pădurii urâtă din văzduh și ți-l schimbă și apoi nu mai crește. Trebuie să-l vinzi simbolic pe fereastră unei alte femei care avea copii mulți, frumoși, sănătoși acasă și care ți-l întorcea înapoi plătind o sumă de 100 de lei cu speranța că aceste spirite rele s-au dus și copilul se va însănătoși, iar în cadrul acestui ritual de vindere a copilului peste fereastră, i se atribuia și un nume copilului de animal, ursul sau lupul, crezând că animalul sălbatic va completa calitățile ce lipsesc acestui copil, precum forța și rezistența. În cadrul obiceiurilor legate de momentele cruciale din viața omului la naștere, moașa are acest rol deosebit de protejare a noii vieți, dirijând venirea în existența pământeană a copilului. Moașa este o femeie isteață, care a avut mulți copii și de la ea se așteaptă mare ajutor. Ea are o experiență de viață, este
o femeie de omenie și tare blândă și era chemată pe rând la toate familiile. În cadrul acestor obiceiuri la naștere, moașa avea un rol primordial. Ea cunoștea multe taine, cunoștea repertoriul tradițional deosebit de complex, când se oficiau o serie de practici ritualico-magice. Moașa alegea locul unde trebuia să nască femeia, stropea cu aghiasmă casa, purificând-o după naștere și oficia prima scaldă. Perioada de lehuzie reprezintă intervalul de 6 săptămâni de la naștere, când acționează o sumedenie de interdicții, privitoare la nou-născut cât și la mamă. Lehuza nu are voie să plece din casă, nu are voie să iasă din curte, să nu meargă la fântână până nu era botezat copilul, ca să nu ia vreo boală din acel loc, să nu calce pe ceva ca să nu-și piardă laptele, să nu meargă la biserică pentru că încă nu este curată. Astfel, Petre Ștefănucă consemnează, femeia însărcinată trebuie să evite de a face anumite lucrări, să nu coasă, să nu toarcă cu foarfecele pe sărbători, capufașii, copilul cu semn. Se crede că femeia, dacă îi țuguietă la pântișii, apufașii fată. Dacă îi lată la șele, apoți fi băiet. Dacă se naște copilul cu cămeșoică, apu copilul și ala cu noroc. Moașa strânge cămeșoica, o întinde pe o stiblă de busuioc, o usucă la coarda din casa șei mare sau la icoană din casa șei mare. Apoi o dă fetelor mari, care nu se pot mărita, să o pună în lăutoare, ca poți să mărite tare repede. Când naște o femeie primul copil, moașa îi dă lehuzei să țină la sân 3 zile o căpățână de usturoi. Spune moașa, această căpățână de usturoi e ca un fel de navalnic. După asta o dăm la fetele bune de măritat, care nu se pot mărita și care se vor mărita tare repede. După naștere, arde lampa în casă toată noaptea până la botează, până la boteaza copilului. Dacă se stinge lampa, atunci s-aprochie duhurile rele și face rău copilului și îi fură somnul. A doua zi după naștere, moașa se duce la preot să facă apă copilului, și îi scoate numele. Preotul sfințește apa și îi dă apă, îi întoarce înapoi moașii într-o sticlă. La 3 zile se sărbătorează rodina, ca să fie copilul norocos în viață și sănătos. Moașa invită neamurile apropiate, vecinile viitoarele nașe, astfel, dar până la rodină dimineața are loc scăldarea lehuzei, când moașa toarnă lehuzei în palme de 3 ori aghiazmă, care se spală pe față și spune lehuza, mă rog de mă iartă și moașa Dumnezeu să te ierte de 3 ori. Și invers, lehuza toarnă moașei aghiasmă în palme de 3 ori, îi dăruiește un șervet, un prosop lung de 2 metri și cerându-și iertare de 3 ori și Dumnezeu să te ierte. După scăldătoare începe rodina propriu zisă. Dar este important că după această scăldătoare, deci dacă era copilul nou născut fată, se punea o mătură, dacă era băiat, se punea un clește sau un obiect din fier sau un condei, un pix, ca imediat după scăldătoare, mama copilului, să, dacă este fată, să măture prin casă, să dea puțin cu mătura simbolic pentru ca să aibă o fată, să crească o fată gospodină sau să aibă un băiat bun de carte. Apoi vin rudele la rodină și când intră în casă, urează să trăiască boierii cu coanele, părinții, să crească copiii și la masă urează paharul, să trăiască pruncul și s-a născut cu noroc, să primească haina botezului cu nănașii, care i-a chemat de la Dumnezeu și părinții să trăiască și să-l crească. Apoi, când naște femeia primul copil, poartă și o cămeșă. Această cămeșă, primul copil o poartă de la 1 lună până la 3 luni, apoi viitorii copii ai acestei femei vor purta această cămeșă ca frații, când vor fi mari, să nu se certe, dar să trăiască bine unul cu altul și să fie în relații foarte bune. După care avea loc taina botezului, preotul boteza de regulă sâmbătă seara, rare ori când boteza duminica. La botez nașii aducea o crâjmă lungă de 2 metri. De ce lungă de 2 metri? Ca să crească copilul mare, frumos, ca un brad sănătos. La crâjmă aveau busuioc, lumânare și puneau și niște parale.
După ce veneau de la biserică, nașii nu stângeau lumânările după botez, ci aveau grijă să fie aprinse până acasă. Dar dacă se stângeau, le aprindeau acasă. Și închinau aceste lumânări mamei și spuneau, poftim de plinești, de la noi și de la Dumnezeu creștin. Mama primea lumânările și spunea, ba da proste. A doua zi după botez, iar și după botez avea loc o mică gustare. A doua zi după botez, iar avea loc scăldătoare, iar de această dată, la scăldătoare, gospodinele aduceau daruri, scutece, străchini cu făină, vin, parale. Moașa pregătește scăldătoarea, toarnă aghiasmă, grâu, orez, ca să aibă copilul parte de mult belșug în viitoarea gospodărie. Și tot în scăldătoare se mai pune și o pană de găină ca să fie ușor ca pana să zboare și să crească repede. Apoi, până la 3 luni, avea loc și cumătria, care se făcea de regulă toamna cumătria, când sunt roade de toate. Părinții copilului pregăteau mâncare, băutură, colaj pentru cumătri, la colaj puneau și daruri și închinau colașii acoperiți cu barizuri, cu băsmări și spuneau nașilor, poftim de priniți colașii de la cumătrii dumneavoastră, de mari, de niși, cum au vrut, îți frumoși ca fața lui Hristos. Și nașii puneau la cumătrii de la 100 până la 200 de lei. Iată cam asta am vrut să spun, stimați colegi, cam acesta este discursul meu. Datoria noastră a folcloriștilor este să cercetăm în continuare aceste frumoase tradiții, să vedem semnificațiile lor simbolice, ce s-a pierdut, ce se mai poate de revitalizat, pentru că aceste tradiții vorbesc despre, exprimă identitatea noastră națională. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Pletosu! Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Malcoț, îmi cer scuze că am întârziat, am încurcat secțiunea. Nu-i problemă, doamna profesor, nu-i problemă. Dacă nu vă spărați, eu am să ofer acum cuvântul doamnei Tipa. Mai are o manifestare după a noastră și se grăbește. După aceea o să ofer cuvântul doamnei dr. Ana Ghilaș. Nu vă spărați, doamna Ghilaș. Nu. Și așa am întârziat. M-am încurcat. Deci, doamna dr. Violeta Tipa, Institutul Patrimoniului Cultural. Deci, bogatul fond folcloric creat de-a lungul milenilor este unul dintre nesecatele izvoare de inspirație pentru clasicul literaturii noastre, Ion Creangă. Stilul său viu, inconfundabil, ce se datorează anume spiritualității populare, a devenit subiectul mai multor cercetări ale lingviștilor, filologilor, literaților, care au menționat ingeniozitatea scriitorului de a captiva prin cuvântul rostit. Opera sa este scrisă într-un limbaj popular, bogățit cu cele mai diverse structuri frazeologice, de la comparații, metafore, zicători, proverbe, până la vorbe de duh, care îi conferă textului originalitate, profunzime și o frumusețe irepetabilă. După cum menționa primul biograf al scriitorului Jean Bottier, Creangă imită admirabil cuvântul viu, și constituie un repertoriu folcloric bogat de foarte mare interes. Ori majoritatea acestor structuri frazeologice le vom regăsi și în limbajul personajelor din filmele inspirate din opera crânceană. Vom încerca să urmărim cum limbajul de operele lui Creangă este proiectat în filme, ecranizări și interpretări a operei sale pentru a caracteriza personajele, stări, situații. Deci, amintiri din copilărie este cea mai abundentă operă a lui Ion Creangă, cu zicale și proverbe preluate din folclorul național. Aici autorul a adus cele mai diverse expresii lingvistice inspirate din limbajul popular. De altfel, și ecranizarea amintirilor
care o face Elizaveta Bostan în 1965. Regizoarea își propune să mențină atât atmosfera perioadei, cât și limbajul scrierii scriitorului. Astfel, în ecranizarea capodoperii, regăsim nu doar personaje din alte povești ale autorului, ci și acele perle ale spiritualității poporului, ce vor îmbogăți vădit limbajul personajelor. Deci ne referim în primul rând la chipul lui Nica lui Ștefan al Petrei, vis-a-vis de cel al scriitorului Ion Creangă, care îl vedeți aici în imagine, își amintește de frumoasele timpuri ale copilăriei sale și le înșiră pe paginile cărții. La fel, deci textul este preluat din lucrarea scrisă, deci unde autorul se caracterizează, deci îl caracterizează pe Nică în copilărie. Deci am ales câteva fraze. Mi se dusese bucul despre pozna ce făcusem, de n-aveai cap să scoți obrazul de rușine, deci după ce fusese la cireșe. Și după care face așa pune un punct la toate acestea, s-a trece și asta, obraz de scoarță și las-o moartă în popușoi. Deci este, vedem cât de vie și cât de ușor jonglează autorul cu aceste fraze, expresii fraziologice populare. În jocurile copilăriei, atunci când este arătat Nică a lui Ștefan, deci îl surprindem în imagini, deci la scăldat, când cântă cupletele acestea, oraș pe curaj, scoate apa din urechi, că ți-o dea parale vechi și ți-o spăla cofele și ți-o bate dobele. Deci iarăși vedem că trăind în acest mediu rural, cu tradițiile înrădăcinate, el este plin de această frumusețe populară și de spiritualitatea ei. Un alt moment, deci, la care ține foarte mult autorul și, desigur, regizoarea filmului, este legată de spiritualitatea mamei lui Nică. Deci nu văd capul de trebi. Nu mă lăsa, nu, tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca. Deci îl roagă pe Nică. După ce îl găsește la baltă, spune să scăldai, spune, mi te-ai lehămețit de la inimă. După ce, deci, Nică și revine și începe să citească, să o ajute pe mama, deci și mama devine mai blândă și cuvintele ei sunt foarte frumoase, spunând Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale cele bogate. În secvența cu pupăza, deci vedem alte adjective, alte fraze, expresii fraziologice, deci scoală dugleșule, iar vrei să te pupe cu coarmenesc și să te spurce ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Și alte fraze, expresii, deci un spațiu de valorificare a folclorului popular este iar Marocul. Deci aici, iarăși, în limbajul personajelor de aici găsim foarte multe expresii. Deci, cum ar fi tânărul cu capra buclucașă, spune, n-ați o frântă că ți-am dres-o, cred că nu mi-a luat dracu mințele. Deci ca să dea capra pe un cu carmenesc, mâncate-ar lupii să te mănânce, deci adresându-se caprei care nu vrea să se miște din loc.
sau tânărul îndrăgostit care spune, zică lume ce o vrea, dragostea e în mâna mea. Deci niște expresii care sunt rimate. Deci și Nică care începe să, văzând cum lumea își promovează marfa, începe și el să strige rică, rică, turturică, păsărică, frumușică, după cântec se cunoaște pasărea și ajunge, în fața moșului care îi cere să o drămăluiască. Și iarăși de la moș vedem o expresie foarte semnificativă, pe semne că te mănâncă spinarea. După care toată această scenă se termină cu vorba aceea, lasă-l măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Și tot pățitul-i priceput. Deci vedem o serie de expresii populare cu caracter metaforic, de-i merg peticele, ți-o-i da de cheltuială, l-am potrivit, le-am boit, altele. Deci și după cum menționa și Zoe Dimitrescu Bușulenga în lucrarea Ion Creangă, deci sunt vorbele de duh care devin o componentă a stilului lui Creangă, prin frecvența lor împlinesc mai întotdeauna o imagine și nu au un rol gratuit. Ele sintetizează sau sublinează un caracter, ori o situație, cuprind o aluzie sau o ironie nejignitoare pentru cel care e adresată din pricina ermetismului sau a polivalenței zicerii. Ia citatul. Deci, unul dintre cele mai interesante personaje din poveștile lui Creangă este și Harapal, filmul lui Ion Popescu Gopu, De-aș fi Harapal, realizat în 1965, deci vine în primul rând să confirm încă o dată particularitatea naturii umane, care, contrar cunoașterii consecințelor unor acțiuni, oricum nu le evită. Nu mă voi opri la descrierea filmului, care este o interpretare a poveștii, este o poveste în poveste, un emezinu se vede în rolul lui Harapal, deci îl vedeți aici în imagine, emezinu, actorul, renumit actor Florin Piersic. Și filmul lui Gopu are o structură circulară, deci revenind la început, de la imaginile de la care pornește filmul, la acelea și se revine. Deci când Craiul tată testează fiilor cu ochitul de nar, la care numai cel mic nu numerește ținta și îl va lua răspăr, atribuindu-i toate vorbele de ocară. Deci, geaba mai strică mâncarea, că umblă numai așa frunza frăsânelului toată viața și să te lauzi că ești fecior de crai, vorba aceea, la plăcinte înainte, la război înapoi. Aprecieri care încă o dată argumentează atitudinea față de mezin, care nu-i bun la nimic, trăind sub imaginea tatălui crai. Deci, și la nereușita fraților mai mari, iarăși Craiul către piciorul cel mare spune, se vede că nici tu nu ești de împărat și împărăția de tine și decât să încurci așa lumea, mai bine stai acasă. Iar piciorului mijlociu, deci așa e că s-a împlinit vorba aceea, apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Și întrebarea, rușinea, unde o puneți? Deci aici avem întâlnirea cu bătrâna a viitorului, deci Harapal, care îi spune alungă mâhnirea crăișorului că norocul îți urâde din toate părțile, la care răspunde una e una și două sunt mai multe. E sigur că totul va fi ca în poveste și se ține de ideea, da, dar știi omul ce-ar păți dinainte s-ar păzi.
Deci, în povestea lui Harapalp, scriitorul utilizează peste 34 proverbe introduse prin vorba aceea, vorba cântecului sau cum se spune, și încă zeci de fraze, expresii în loc de epitete, deci folosește expresiile. Deci, aici îl avem pe Spânul, care îi reproșează: fecior de om viclean, tocmai de ce te-ai păzit, n-ai scăpat. Deci îi propune să-i jure că de nu acolo îți putrezesc oasele, deci în sensul că va muri într-un loc străin departe de casă. Nu știu dacă mai am timp să... Un minut, da. Deci avem Zina, care îi spune: ei, Harapal, când vei ajunge și tu odată mare și tare, foarte puternic, vei judeca lucrurile de-a fir apăr și vei crede celor asupriți, necălăgiți, pentru că știi acum ce e necazul. Și ultima vorbă care o spune Spânul: părinții mănâncă aguridă și fiilor li se străpezesc dinții. Deci, în povestea scriitorului, acestea sunt vorbele calului năzdrăvan, care își consolează stăpânul, încercând să-i explice cum e cu păcatul strălușesc. Deci, și se întoarce, deci, cum spuneam, structura e circulară a filmului și se revine la primele cadre ale filmului, unde toată această istorie a lui Harapalb este doar în viziunea mezinului și taică craiul îl fugărește pe mezin cu vorbele acelea. Deci mai am și câteva despre Danila Prepeleac, dar de acum o să fie în articol, o să fie publicat. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc, doamne Violeta Chifa. Dacă aveți întrebări, opinii, vă rog. Mulțumesc. Oferim cuvântul următorului participant, doamnei doctor Ana Ghilaș, Institutul Patrimoniului Cultural, cu comunicarea Memoria Culturală Biblică în discursul artistic, dimensiuni identitare. Vă rugăm. Vă rugăm microfonul, doamna Ghilaș, conectați microfonul. Da, mulțumesc. Memoria culturală este considerată a fi un model de percepție a evenimentelor istorice, reflecția asupra lor și interpretarea acestora în conformitate cu spiritul timpului prezent. În formă de transmitere și de actualizare a sensurilor culturale, termenul este utilizat în accepția cercetătorului Jan Assmann, dar ne referim și la alți specialiști în domeniu, Halfast, Warburg, și în acest sens, obiectul de cercetare în acest demers este rolul memoriei culturale biblice în structurarea textului artistic, în afirmarea identității personale și a celei etnice, dar și mai ales rolul ei în social. După Maurice Halbwachs, memoria colectivă împărtășită de o comunitate largă de oameni are rolul de a le asigura acestora o identitate culturală, națională, colectivă. Termenul de memorie culturală este fundamentat de Jan și Aleida Assmann, care au dezvoltat în mod creativ ideile sociologului francez despre condițiile sociale ale memoriei. Conceptul de memorie culturală cuprinde, citez, un corp de texte, imagini și ritualuri reutilizabile,
specifice fiecărei societăți în fiecare epocă, a căror cultivare duce la stabilizarea și transmiterea imaginii de sine acelei societăți, citat încheiat de Asman. Și încă o dimensiune exterioară a memoriei umane, o instituție în sine, bazată pe puncte fixe din trecut, citat încheiat. Cercetările asupra memoriei devin actuale la începutul anilor 1990 și această categorie stă la baza unei paradigme noi în științele despre cultură, datorită căreia, după cum afirmă Asman, cele mai diverse fenomene și domenii ale culturii, arta și literatura, politica și societatea, religia și dreptul, apar în contexte noi, citat încheiat. Iată, din aceste considerente am convenit să particip la conferință pentru a evidenția anume aspectele care se referă la specificul identității naționale, identității personale, prin colaborarea într-un text artistic a elementului biblic, folcloric și, evident, social. Astfel, memoria culturală se poate conține în ritualurile culturale, ritualul între ghilimele, și în obiecte materiale, nu doar la nivelul mentalităților de grup sau al amintirii lor. Cercetătorul german Avi Warburg, în cartea sa Marea migrație a imaginilor, abordează problema din perspectiva studiului artelor și a semioticii. El consideră că orice operă de artă că este un fel de stocare a memoriei, iar artefactele ca simboluri picturale ale culturii, care se manifestă în fapt ca identități culturale, sociale și individuale. Constituind un factor important în formarea și susținerea identității colective, memoria culturală impune totodată o actualizare și o interpretare periodică pentru a releva relația dintre trecut cu prezentul viu pe care îl trăim acum, aspecte ce sunt realizate în discursuri artistice, filosofice, pedagogice și altele. Totodată este important faptul cum se manifestă memoria culturală în epocile de criză. În acest caz, imaginarul artistic devine esențial, deoarece creează posibilitatea unei reconstruiri a memoriei culturale a timpului respectiv, dar și relevarea viziunii artistice, sociale, a individualității creatoare. Un rol important revine amintirilor și conceptelor colective, miturilor, simbolurilor și altele. Iată, din aceste considerente am luat opera unui autor, Ondruță, care are mai multe aspecte de intertextualitate biblică, la nivel de personaje, la nivel de simboluri, la nivel de evenimente. Deci, cel de-al doilea aspect al temei propuse, marele text Biblia și modalitățile de valorificare artistică a lui în discursul artistic. Aici evidențiem nivelul anume acestei relații, text biblic, folclor, identitate personală, etnică. În acest sens ne referim și la ideile expuse de istoricul Alexandru Tănase privind evoluția culturii populare românești, care, citez, chiar dacă a avut adesea prototipuri în antichitate, s-a constituit ca atare în evul mediu, iar a ferește deci ca ea să aibă o pregnantă și semnificativă dimensiune religioasă. Aceasta este prezentă peste tot nu numai datorită climatului cultural dominat de religie, dar și pentru că există la fiecare om un substrat religios mai mare sau mai mic, mai liber sau strivit de concepții potrivnice. Cultura scrisă nu o înlătură pe cea orală, ci o desăvârșește și asigură perpetuare prin mijloace mai sigure decât oralitatea. Iar cultura orală nu este incompatibilă cu cea scrisă și nu moare odată cu apariția acesteia, ci dobândește o altă viață și asigură nemurire. Citat încheiat din O istorie umanistă a culturii române, Iași, 1995, pagina 90. Deci, aceasta aș vrea să demonstrez pe baza unor lucrări ale lui Ondruță, cum se manifestă această nemurire a memoriei culturale, a memoriei biblice și în unison cu folclorul, cum a contribuit aceste texte la înțelegerea unei identități naționale în perioada sovietică, în perioada totalitarismului și ce rol a avut mai ales în acea perioadă. Discursul religios, după cum se știe, se caracterizează prin anumite trăsături specifice, ritualitate, teatralitate, caracter ideologic și ezoteric. Relația epic, liric, dramaturgic, teatral cu textele religioase se manifestă pe parcursul evoluției omenirii în mod diferit. Ne referim la îmbinarea elementului biblic, creștin, religios cu cel folcloric, etnic, popular în evoluția formelor și structurilor literaturii contemporane.
Mai amintesc că există forme specifice, povestirea de Crăciun în cea rusă, povestirea pascală, mai ales Solženicyn, chiar o lucrare care se numește Paschalnyi deni. Și de ce în interpretarea textului din această perspectivă este important să se facă totuși o deosebire dintre memoria culturală a autorului, pentru că nu orice autor încearcă să abordeze o asemenea temă necunoscând sau cunoscând abia anumite aspecte din Biblie. Memoria culturală a personajului, cum este realizat artistic și ce spune el, dar și mai ales a receptorului. Acel receptor care atunci a citit textul când a apărut lucrarea, dar și receptorul de în alte timpuri, de astăzi, de exemplu. În ceea ce privește creația lui Ondruță, el încearcă să transfigureze artistic prin lirism, reflexivitate, personaj model care răspund nevoilor de exemplaritate, sensul ale spiritualității creștine și rostul lor în existența omului. Arhitectul, Biblia ca arhitect este atestată în mai multe texte sau arhitectul biblic în mai multe texte ale autorului, în care relevă problemele destinului uman, nedreptății de soartă, de timp, de semeni, precum și de căderea spirituală. Una dintre ele este novela Samaritana, care sigur că are, chiar și epigraful este, cum tu, care ești iudeu, ceri să te ia de la mine, care sunt o femeie samariteancă. Iată, de ce ea lucrarea se numește Samariteanca, de fapt e samariteana mai corect, cred că românește, și în acest context, simbolul celor trei izvoare și a apei și samariteana cu rolul ei și cu specificul simbolistic a ei, este transpusă în perioada sovietică, după război, când începeau să se închide mănăstirile, bisericile, când pe locul mănăstirilor se organizau orfelinate sau pentru copii cu dizabilități sau pentru tractoare și unicul care a rămas aici o fată din sat pe care au numit-o tot Samariteanca. În creația acestui autor, femei cu rădăcini la țară, cu griji cotidiene legate de sufletul în care fierb problemele existențiale, se dovedesc a fi misionare valorilor spirituale, general umane, precum și naționale. Iată aici Samaritana, în Biserica Albă, de acum Ecaterina cea Mică, în comparație cu Ecaterina cea Mare a Rusiei, și în alte lucrări, pentru că aici are foarte multe lucrări în acest sens. Proiectarea personajului feminin pornește de la frumos și sfânt, valori estetice ce vizează bunătatea sufletească și credința în Dumnezeu. Femeie tipică pentru acea epocă istorică, vorbesc de acum de personaj, adică deși e vorba de perioada de 45 și după război, ea se face remarcată prin calitățile sale morale și prin participarea activă la viață. Astfel, autohtonismul acestui personaj feminin oferă posibilitatea de a reconstitui atmosfera în care trăia Moldova în vremurile de mari încercări, de a pătrunde în esența evenimentelor istorice din acea perioadă și de a recunoaște că orice situație, oricât de dificilă, poate fi depășită atunci când porți în suflet dragostea față de Dumnezeu și, știți, iubești aproapele tău ca pe tine însuți Sfânta Evanghelie după Marcu. Deci personajul și felul cum a fost realizat artistic și problemele pe care le abordează autorul, de fapt a evidențiat atunci în acea perioadă că există un filon biblic religios de la care nu ne putem dezice. Sau cei care nu l-am cunoscut pentru că ne-am născut în perioada sovietică, pe care îl aflam prin asemenea texte și modalități în care valori și non-valori se izbeau cap în cap. Ce au făcut cei eliberatorii care au venit, au închis mănăstirile și bisericile și cum a rămas un singur om, o femeie care considera că este cea care trebuie să păstreze mănăstirea, fiind numită și de toți ceilalți călugărița. Toiagul păstoriei este o novelă care, sigur că, iarăși,
În primul rând îmi vine foarte bine elementul folcloric cu cel biblic. Dacă ne referim la epigraf, e Meoriță laie, laie, bucălaie, de trei zile încoace gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai place. Și at acest moment, acest element al subiectului din baladă, tocmai aici este prezentat ca să atragă atenția receptorului asupra de ce oare, ce se va întâmpla. Dar dacă ne referim și la titlul Toiagul Păstoriei, atunci sigur că sunt mai multe aspecte. Două aspecte la care vreau să mă opresc. Unul e neam de păstor, e deci, ceea ce este în tradițiile, ceea ce îndeletnicirile și alta este păstorul din Biblie. După Ioan, citesc din Biblie, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit și cel care nu este păstor, ale cărei oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acele trebuie să le aduc. Și vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ioan 10, 7, 16. Deci, iată, titlul de acum vorbește și epigraful și titlul vorbește despre două aspecte. Unul cel folcloric, ce cunoaștem noi și aspectele, și celălalt, cel biblic, la care ne referim. Și cel mai interesant e că această răsturnare de toiagul păstoriei și de, dar ceea ce se sesizează receptorul în epigraf, de trei zile încoace gura nu-ți mai place, iarba nu-ți mai place, gura nu-ți mai tace și puncte de suspensie. Iată, începe lucrarea așa. Și n-avea oi. Punct. După cum v-am spus, n-avea oi. Cioban de viță veche, cioban de când, dar n-avea oi. Deci, iată, personajul principal, așa și este, păstorul, în novelă, dar urmărim, de fapt, aspecte sociale. Deci, urmărim această înțelegere a faptului că s-au pierdut valorile, nu se cunosc valorile, că ceea ce este specific etnic, național, aproape s-au uitat, doar undeva când mai vreau să râdă și cântau cântice femeile jos în sat, iar păstorul la Ion Druț, personajele care au anumite semnificații simbolice sunt situate pe vârf de deal. Pe vârf de deal și-a construit o casă tot în formă de stână, dar le cântau, mai vin o badă pe la noi, lasă sturmele de oi, deci cântecul acesta sună. În rest, păstorul e cel care tace, e cel care vede tot ce se face în lume, e cel care prezentat și ca un de punct de vedere arhetipal, pentru că numai în păduri când se ducea se auzeau numai sunetul de strigăte ale lui și urmărim ce s-a întâmplat de fapt cu, așa ca și în samaritan, ce s-a întâmplat de fapt cu noi după 45. Că atunci când a venit foametea, au zis că păi, el dacă e unul singur și a fost, cât că are undeva pe acolo brânză, luați-l pe ei, l-au arestat, l-au dus în Siberia, când a venit înapoi, peste cât timp a venit, nu mai avea nici casa lui, când a murit, a murit singur în casă, înghețat, și că oamenii nici n-aveau când să-l înmormânteze, pentru că era frig, era gerb, cum să faci acum mormântul, dar cei supăra pe cei care stăpâneau, e că el tăcea și la toate zicea bine. Chiar dacă îi spunea, te ducem în Siberia, bine, l-am întors înapoi, bine, nu au casă, locuiești undeva, bine. Iată, și din personajul acesta, nu doar ce s-a întâmplat și ce valori am avut și ce valori trebuia să avem și să le continuăm, dar și faptul că de multe ori suntem sub vrem și lăsăm capul în jos și
și nu ne războim, nu protestăm. Doar aspectul acesta de păi dacă a fost cioban, păi dacă trebuie să fie el pe acolo, deci multe anumite calități specifice, poate și pozitive și negative, le-am sesizat în această lucrare, pentru că autorul foarte bine evidențiază anume niște personaje care relievă trăsături și pozitive și negative ale felul nostru de a fi. O altă lucrare, cât mai am, dacă mai am timp? Mai am timp? Vă rog, 2 minute, încă da. Da, bine. Ați dezactivat microfonul și nu vă auzim. Microfonul, vă rog, da. Deci, zic despre Biserica Albă, nu vorbesc pentru că e o lucrare mare și în care avem multe aspecte și țin de psalm și tipuri de rugăciune. Apostolul Pavel, o lucrare dramatică, în care e prezentat Apostolul Neamului, concepțiile și în funcție de concepțiile pauline, sunt prezentate și personajele și problemele abordate, dar asta e o temă aparte, pentru că aici am materialul, dar poate îl voi prezenta în lucrare. Parcă atât, ca să încheie și în textele scrise, se poate observa aceste aspecte ale identității naționale, ale aspectului cultural național, prin felul cum autorul structurează textul, prin felul dacă el are o anumită credință în Dumnezeu sau pur și simplu folosește așa ca aspect poetic elementul biblic. Și prin felul cum construiește personajul, dar și prin actualitatea textului atunci când a fost scris și rămânând ca o memorie pentru generațiile care acum când citesc, poate nu înțeleg multe din lucruri pe care noi le-am trăit atunci când am citit acest text. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări. Mulțumesc, doamnă Ghelaș, pentru o comunicare atât de interesantă. Rog colegii, dacă aveți întrebări sau opinii. Nu sunt. Bine, atunci oferim cuvântul domnului doctor Dumitru Olărescu, Institutul Patrimoniului Cultural, cu comunicarea Melosul Popular în formule cinematografice. Sincer, da. Dar bună ziua, dragi colegi, e cam târziu, cam obosiți, dar Melosul Popular în formule cinematografice. Melosul popular, fiind un fenomen sociocultural complex, exprimă de-a lungul secolilor cele mai diverse stări emoțional-psihice despre bogăția interioară a omului, relațiile sale emotive cu alți oameni, cu societatea, cu meleagurile natale. Cântecul nostru popular s-a născut odată cu omul, apoi să-l însoțească toată viața. Filmul documentar autohton a reușit să înregistreze imaginile și vocile mai multor interpreți de muzică populară pentru păstrarea și valorificarea acestei arte, ce conține inestimabile mostre ale culturii spirituale, ale însemnelor noastre identitare. În 64, pe ecrane apare primul film moldovenesc cu această tematică, Cântecul și dansul, în regia lui Vitali Kalashnikov, fiind dedicat interpretului Nicolae Sulac și dansatorului Spiridon Mocan. Ulterior, creațiilor interpreților de muzică populară s-au consacrat filmilor mai mulți cineaști, Emil Oteanu, Anatol Codru, Andrei Buruiană, Petre Ungureanu, Iacob Urghiu, Ion Mija, Ștefan Buricanu și alții. Regizorul Vlad Duc a reușit de-a lungul mai multor ani să exploreze cinematografic diverse aspecte ale artei populare, pătrunde cu camera de filmat, și în patrimoniul melosului nostru popular, prin filmele Doi de Dor și Vai Sărmana Turturică.
Primul este axat pe ideea că neamul nostru și-a zămislit cântece care să-l însoțească toată viața. Nașterea, copilăria, dragostea, căsătoria, petrecerea la armată sau război, toamna vieții, bătrânețea și moartea. În filmul Oi de Dor, aceste ipostaze semnificative ale vieții sunt interpretate măiestrit prin melodiile unor cântăreți vestiți, precum Tamara Cevan, Maria Bieșu, Nicolae Sulac, Valentina Cojocaru, Nicolae Glip, Nastasia Istrate și ale unor cântăreți amatori, integrate organic în coloana sonoră a filmului. Iar ideea poporul nostru și-a înălțat cântice de la naștere până la moarte a devenit conceptul filmului și procedeul său dramaturgic, prin care autorii au reușit să consolideze un tot integru, activant și plin de viață, invocându-ne la meditații și deosebindu-se net de un simplu spectacol de muzică populară, filmat, ca de obicei, prin păduri, pe maluri de lacuri și prin alte locuri pitorești, devenite deja niște stereotipuri, uneori insuportabile. Majoritatea melodiilor însoțesc ceremoniile respective, fiindcă așa, precum se menționează în comentariul literar al filmului, fiecare timp are cântecul său, fiecare cântec, prin cântec lumea iubește, se veselește și tot prin cântec plânge. Iar imaginea ne-o prezintă pe o mamă care plânge cântând sau cântă plângând. La 22 iunie s-a început război pe lume. Ostașii înalți și subțerei să treacă glonții prin ei. Iar în imagine o secvență detaliu cu o semnificativă valență sugestivă. Pe multele morminte ale ostașilor căzuți trec rând pe rând umbrele celor vii, rude, prieteni, camarazi de luptă. Veniți cu flori la mormintele celor. Războiul continuă, parcă ar vrea să ne avertizeze autorii filmului prin următoare secvență, petrecerea la armată, însoțită de un duet, el și ea, care apare foarte firesc în toiul acestei ceremonii. Acum pleci, militaraș, dar pe mine cum mă lași? Rămâi dragă cu evrea până la eberarea mea, cântecul cunoscut. Episodul cu scăldatul miresii înainte de nuntă, regizorul Vlad Duc și operatorii filmului Valeriu Ciurea și Vladimir Belonogov au decis să-l surprindă din realitate. Într-un loc de poveste cu apă cristalină, cu sălci plângătoare până la apă, două tinere se scaldă. Jocul corpurilor acestor frumoase ființe cu valorile de apă, cu razele de soare, emani, dragoste, bucurie de viață, înainte de a încerca o altă treaptă a destinului, căsătoria. Protagonista acestui eveniment este interpreta Anastasia Istrate și începe cu despărțirea de mamă, de casa părintească. Mi-am pus trai de mereasă, rămâi mamă, sănătoasă. Apoi se trece la spectacolul nunții, susținut de vestitul interpret Nicolae Sulac, care prin melodiile sale a provocat toată lumea la joc. După acest episod destul de vesel și zbomotos, se face liniște, o liniște mortală, într-o imagine divină, la marginea unui lan de grâu auriu, la o masă improvizată, pozează un bătrân tărunt cu un copilaș în brațe, iar pe masă o pâine mare de casă, un ulcior cu vin, altul cu lapte și o garafă cu apă. Din cele ce se află pe masă, nimic nu este întâmplător, toate vin să exprime multiplele lor semnificații, pe care, generalizându-le, găsim și unele sensuri comune. Regenerarea spirituală, simbolul ale fertilității, ale purității, înțelepciunii, paharului și virtuții și altele. Astfel, în tot traiectul acestui discurs cinematografic se evidențiază străduința autorilor de a prezenta melos popular în albia sa firească, acompaniind tradițiile, obiceiurile strămoșești, dar și fenomenele naturii, pentru că aceste sărbători de suflet să se păstreze cât mai integre, cât mai aproape de autentic. Menționăm că s-a reușit, în pofida faptului că instanțele ideologice de atunci insistau ca acest film, ca și altele cu tematică similară, să fie niște concerte, numai cu cântice vesele, despre traiul socialist plin de fericire. Autorii au creat un film în care ne vedem pe noi înșine, împovărați de cea mai scumpă avere, a ceea ce ține de sufletul poporului. Autorii acestui film au conștientizat faptul că prin arta populară, prin milosul popular, omul își creează posibilitatea de a-și exprima propria imagine asupra felului său de a fi artist și de a-l prezenta lumii prin diversele limbaje ale artei populare, obținând adesea și rezonanțe universale. Cel de-al doilea film, Foaie-sărmana turturică, creat sub semnul păsării care zboară până pică, e dominat de o profundă nostalgie,
generată de dramaticul destin al cântăreții Maria Dragan, care după o viață scurtă s-a retras în lumea cealaltă, fiind profund zbuciumată de povara frumosului de eternul popular. De eternul cântec popular. Vina cea mare a Mariei Dragan a fost talentul ei. Pentru că în timpul regimului, Maria Dragan a interpretat cântece românești din repertoriul Mariei Tănase, al Ioanei Radu și altele. A fost un sacrificiu evident conștientizat de ea, care a fost și unul din motivele desfințării în 1954 a ansamblului Mugurel, care îndrăznea în acele timpuri să promovează un repertoriu național, adică românesc. Astfel, Maria Dragan, una dintre cele mai solicitate interprete de muzică populară, alături de alți colegi, rămâne în stradă. Cântăreața fiind o fire mai sensibilă, rămâne profund marcată de această atitudine. E deasupra acel climat de invidie, de concurență vitrigă, au demoralizat-o și sufletul ei plăpând cedează cu încetul unor patime specifice boiemii artistice. Bolnavă de tuberculoză, e nevoită să se întoarcă la Bălăurești, satul ei de Baștină, unde, uitată de lume, la vârsta de numai 39 de ani, își găsește somnul de veci, lăsând lumii cântecele sale. Toate acestea, inconștient, creează condițiile sacrificiului în numele artei, în numele frumosului. Dar pentru a exprima aceste idei, regizorul filmului a evitat diferambele la adresa protagonistei, texte pompoase. El a recurs la o imagine cinematografică care a exprimat mai multe decât cuvântul. În fața casei părintești, în fața bătrânii mame, se sacrifică melul. În mod natural, un bărbat taie melul. În această secvență ușor se conștientizează semnificațiile sacrificiului venite din mitologie, din legendele biblice, dar în acest context sacrificiul are o conotație concretă în numele frumosului, în numele artei, fiindcă citat, noțiunea de creație, v-am menționat Mircea Eliade, este legată în universul mental popular cu noțiunea de jertfă și de moarte. Omul nu poate crea nimic de sfârșit decât cu prețul vieții sale. Menționăm că după sfârșitoarea și dureroasă constatare a poetului român Ioan Alexandru despre ceea că noi moldovenii suntem miei înjunghiați în mijlocul Europei, acest simbol a obținut noi dimensiuni. Astfel, autorii filmului Vaisarmana Turturică ne convin că tot ce a avut această mare cântăreață în scurta ei viață a fost cântecul, pentru care a pătrimit, prin care s-a mântuit înălțându-se ca o pasăre rară în lumea cealaltă, adică spre cerul. De aceea și motivul sacrificiului și motivul păsării se înscriu organic în structurile filmului, creând o stare emotivă a întregii narațiuni cinematografice. Dar toate acestea nu sunt declarate direct prin comentariul tenor al filmului. Ieșind din conținutul, din fondul ideatic al cântecelor și din viața cântăreții Maria Dragan, regizorul găsește modalități de interpretare artistică ale acestora prin multe simboluri și metafore ce au redat condițiile dramaticului destin al artistii Maria Dragan, reprezentant al unei generații de artiști într-un regim totalitar. Suferința, jalea și singurătatea persistă în tot filmul, începând cu primele cadre, cu imaginea crucilor în cimitirul satului, o veche casă părintească, o lumânare în geam, iar pe prispă mama Marie îngândurată își așteaptă pentru fiica să vină acasă după un concert sau din acea deplasare fără de întoarcere. Meditează în glas. O iubea toată lumea, dar se uitau rău la dânsa. Numai ea știa câtă scârbă și necaz a îndurat. Doamne, Doamne! După cadrul ciripit de turturică și vocea Mariei, zămânată în viorele și-a ieșit pară și jale. Zămânată în busuioc și-a ieșit pară și foc. Astfel, regizorul Ladruc a reușit ca filmele sale, Ploi de Dor și Vaisarmana Turturică, să obțină atât prin conținut, prin fondul ideatic, cât și prin modalitățile de expresie cinematografică, o deosebită profunzime poetică, exprimând unele calități esențiale ale melosul nostru popular și demonstrând încă o dată posibilitățile filmului de non-ficțiune în păstrarea și valorificarea patrimoniului spiritual al poporului nostru. Mulțumesc de atenție! Mulțumim domnului doctor
Dumitru Lărescu pentru comunicare. Vitalie Malcoci, Institutul Patrimoniului Cultural. Vin cu o comunicare cu tema analize semantice ale plasticei decorative în arhitectura populară moldovenească. Cultura tradițională este purtătoarea valorilor străvechi. Ce oferă continuitatea dezvoltării artei populare de la sat. Și în această privință am pregătit deci câteva imagini care confirmă acest lucru, fiindcă încă nu de mult se vehicula fel de fel de idei, mai este artă populară, ce e cu ea, se dezvoltă sau e în decădere sau fel de fel de opinii erau. Și eu, ca să confirm dezvoltarea acestor meșteșuguri populare de la sat, aduc ca exemplu, ca dovadă, două fotografii care reprezintă una și aceeași imagine, deci aceeași casă, o casă din satul Brănești Orhei, doar că distanța, deci în timp... Domnul Malcoci, îmi cer scuze că vă deranjez. Nu se rulează slide-urile. O clipă, răbdați. Doar că în timp le despart aproximativ 100 de ani. Deci imaginea pe care o aveți în față a fost fotografiată, să zicem, în prima jumătate a secolului trecut și avem aceeași imagine care, din același unghi de vedere, deci a fost fotografiată, în primele decenii a secolului nostru. Domnul Malcoci, nu se văd imagini, transmite, nu se văd casele. Nu se vede nimic? Nu, se vede, dar pur și simplu trebuie să ridicați imaginea. Schimbați imaginea, să arătați casa de acum. Am schimbat imaginea, merge, se vede sau nu? Ridicați pur și simplu imaginea. Ridicați slide-ul sau cum. Păi da, dar de ce nu se vede? Nu se vede, da? De văzut se vede, dar se vede numai acoperișul la 2, cei ce-i 2 la dumneavoastră. Și de ce noi nu putem vedea mai departe, dar... Și ce să fac eu atunci în cazul ăsta? Acolo sunt străjeți în jos. Nu pot ridica imaginea, fiindcă este în PowerPoint și ea... Trebuie să schimbați dumneavoastră imaginea. Eu schimbat, eu schimb. A apărut imaginea următoare sau nu? În culoare? Nu. Poate apăsați doar aici unui săgeată, în jos trageți. Eu nu știu că aici, nu pot să arăt. Nu mă pricep, dar parcă așa îmi pare. Oh, da. Acum da. Doamne, ce groaznic, doamne. Acum mai încercăm o altă metodă. Se vede acum, se vede. Se vede ce în culor, casa, în culor, se vede. O clip. Deci, aceasta ați văzut-o, da? Care a fost fotografiată, deci la începutul secolului. Eu îmi repetați, din ce localitate casa? Satul Brănești, Orhei. Și iată aceeași casă, deci fotografiată în zilele noastre, deci la începutul secolului. Aici deja a fost păstrată intact, deci din vedere al ornamentului și al decorului, doar că au apărut două antene parabolice, și de asta vedem una aici în stânga și una în partea dreaptă. Deci, iată, acesta și este răspunsul la întrebarea. Se păstrează deci, arta populară, meșteșugurile? Sunt în dezvoltare sau nu? Și așa mai departe, fiindcă am întreprins mai multe deplasări în toate cele trei zone ale Republicii Moldova și mai ales aceste tradiții și obiceiuri se păstrează la sudul Republicii.
Acolo chiar oricare casă care este ridicată la sat și este acoperită, imediat frontoanele toate sunt împodobite, deci cu ornament și cu decor, sculptate în lemn. De aceea am și am vrut să vă arăt aceste două imagini, dar dacă revenim la tematica pe care am abordat-o eu, atunci deci am ales câteva imagini care să fie pe toate nu le pot deci, expune, sunt foarte multe la număr, pentru că din ornament ca și decorul artei populare se axează pe câteva categorii. După părerea mea, cele care țin de anumite ornamente ca și decorul arhitecturii tradiționale, și anume prima face parte din imaginile care țin de cultul solar, a doua, cele care țin de pomul vieții, deși sunt mai degrabă niște concepte ale culturii tradiționale românești, cu imagini plastice țin de aceste concepte. Și cea de-a treia este țin de panteonul animalier, deci cel zoomorf, cu plus imagini deci, de păsări. Așa. Deci celelalte imagini, cum ar fi imagini antropomorfe și așa mai departe, sunt mai rar întâlnite sau apar în reprezentări plastice care necesită interpretări aparte, deci din punct de vedere al semanticii. Ele pot fi deci, cercetate ca, ca studiu de caz. Plus la aceasta, foarte multe imagini sunt greșit interpretate. Chiar, nu că m-a supărat foarte tare, dar acum câteva luni în urmă a fost o emisiune la televizor în care se vorbea despre arhitectura tradițională și în care o imagine plastică care, la care o să ne oprim așa mai în detalii, a fost interpretată greșit. Este vorba de un concept care ține de comunitatea ideatică dintre cer și pământ. Din cele mai vechi timpuri se știe că cultul solar s-a exprimat prin disc solar, prin spirală, unghiuri, romburi, prin semne sinonime mișcării veșnice. Dar pe lângă aceste semne ideogramice, soarele a jucat și rolul de legătură între cer, pământ și apă. Această comunitate ideatică a fost reflectată într-o imagine, deși cunoscută în iconografia motivelor ornamentale, dar, de fapt, neinterpretată ca conținut semantic. Este vorba de o reprezentare ce întruchipează în grupul de motive simbolice aplicate în ornament ca creație populare, mai ales în decorul deci, arhitecturii, al arhitecturii porților de piatră din ansamblul gospodării țărănești. Se are în vedere o reprezentare care exprimă continuitatea ideatică a pământului și cerului prin actul fecundității. Având o structură morfologică diferită, aceste trei motive pot să exprime o idee, un concept semantic limitrof. În contextul civilizației vechi, apa a fost întotdeauna concepută ca unul dintre cele trei elemente esențiale ale fecundității. Se are în vedere de soare, pământ și apă. De aici și comunitatea ideatică a noțiunilor de ape fertile cerești sau pământul fecundat și altele. Aceste idei, ca formă materială, și-au găsit întruchipare în decorul ornamental în piatră sub formă de zigzag și drepte. Imaginea cea mai reprezentativă a grupului de motive discutate, în care s-au păstrat pe deplin simbolurile lor arhaice, este cea de pe stâlpii unei porți din satul Butuceni, Orhei. Vedeți deci, imaginea din partea stângă. Simbolul solar, ca divinitate supremă a omenirii, este încezat sub formă de cerc,
de la care coboară trei drepte, și se unesc în partea inferioară cu trei romburi. După cum vedem, motivul simbolic, fertilizator, reprezentat pe acest stâlp, este redat prin cele trei elemente principale ale fecundității, soarele, pământul și apa, ce le leagă, producând actul fertilizator. E dimensionat faptul că asemenea imagini sunt ușor sesizabile pe cea mai frumoasă ceramică preistorică din Europa. Un exemplu în acest sens sunt statuetele feminine de lut ars ale culturii Gârla Mare Cârna. Ornamentele debordante realizate prin incizie și culoare reprezintă în unele cazuri compoziții ale motivului pus în discuție. Astfel, vedeți în imaginele, deci un idol feminin al acestei culturi, care ne înfățișează simbolul astral al soarelui, reprezentat prin cercuri concentrice. Iată, vedeți aici, cercuri concentrice și punctiforme, de la care coboară în un meandru în zigzag și se unește cu un romb hașurat, partea de jos. Hașura, în cazul dat, sporește, deci valoarea compoziției, sublinează esența mesajului, ce semnifică fertilitatea în prezența umidității. Din punct de vedere ideatic, zigzagurile reprezintă unul dintre cele mai vechi simboluri, constituind elementul celest, ori masculin al fecundității. Căsătoria cerului, celestă a cerului, ca element deci, masculin al fecundității, pământul, prin intermediul apelor fertile, fiind stelar răspândită în mitologia indo-europeană. Deci, iată care ar fi interpretarea, semnificația așa, acestui simbol, acestui sau acestei ideograme plastice, care trebuie aduse și prin argumente și prin dovezi. Asemenea imagini noi avem foarte multe. Aici am selectat doar câteva categorii ale imaginii pomului vieții. Așa, prima deci este pomul vieții cu rădăcina puternică îngroșată și cu izvorul vieții. Cea de-a doua este ține de imaginea pomului vieții reflectat. Cea de-a treia este imaginea pomului vieții reprezentat în formă de ram de brat. Imaginea pomului vieții. Poftim? Este ridicat imaginile? La noi era rămas 4, noi ne uităm la 4, imaginea 4. Dumneavoastră mi se pare că vorbiți de 5, nu? 4? Uh-huh. 4 sunt. Și cea de urmă, deci imaginea pomului vieții, sub formă de viță de vie. Ele sunt peste 20 de forme. Sigur că pentru discurs am ales doar câteva. Și o să vorbim în continuare despre o imagine care, la fel, n-a fost interpretată, deci a conținut semantic în formele ornamentice decorului arhitecturii tradiționale, deci de la moldovenești. Iată, vedem aici. Este imaginea pomului vieții sub denumirea de sfeclă. Este, deci este o imagine târzie, care târziu a intrat în decorul ornamentice arhitecturale, tradiționale. Asemenea imagini, într-o altă rezolvare, deci formulă, deci rezolvată, diferită, ea apare și pe covoarele vechi românești basarabene. Despre aceasta a scris și domnul Gheorghe Mardare, care a studiat această tematică. Și, după mine, ea a fost calchiată de acolo și interpretată deci, în ornamentica
tradițională arhitecturală. Este, de fapt, imaginea deci pomului vieții, așa, în partea de jos vedem această rădăcină perfect dezvoltată, cu câte o frunză de o parte și de alta și cu pasărea care se află în vârful pomului vieții, cu izvorul vieților rădăcine, etc. Și în ultima imagine reprezintă de asemenea, deci pomul vieții sub formă de sfeclă. Aici vedem în partea de jos această rădăcină bifurcată și cu patru frunze așa repartizate simetric una față de cealaltă. Sunt și reprezentări plastice care vizează chiar niște imagini realiste a sfeclei. Una dintre ele o vedem de pe un fronton tot de pe o casă din centrul Moldovei, unde vedem imaginea deci pomului vieții, dar la rădăcine vedem chiar imaginea deci concretă a sfeclei cu două deci frunze pe nimpăr sau imaginea realistă de pe stâlpii unor de poartă tot din centrul Moldovei, care este... Eu am să îndrăznesc să vă deranjez, îmi cer mii de scuze. Dar vrem să ne arătați imaginea despre care vorbiți, dar el iarăși nu se mișcă. Aceste imagini, le-ați văzut? A rămas la porți, mai vedem deocamdată porțile, imaginea 4. Sunteți la slide-ul 4, trebuie să-l derulați. Să-l derulați și să meargă mai departe. Aici? S-a schimbat ceva sau nu? Dumneavoastră zic degeata acolo. Bine, încercăm acuși altfel. Iese imaginea, a părut? Nu. Hai, atunci nu știu ce să-i fac. Trebuie să mișcați de la casă în jos, treceți. Nu mă pricep la calculator, dar îmi pare că așa. Unde-i casa? Păi nu, că... pe jos cu mouse-ul. Bine, bine, acuș, încercăm, dar altfel. Săgeata cu mouse-ul, nu știu. Acum este, se vede, da? Imaginea. Nu. No. Nu. Nu se mișcă, nu s-a mișcat, pur și simplu. Eu le mișc și în stânga, și în dreapta, și sus, și jos, și așa, care e cauza. Aha, nu știu. Iar știu, n-a apărut, da? Nu, dar la dumneavoastră nu se văd în partea stângă micuțe, da? Nu, nu se văd. Iată, acum o să vadă. Da. Bine, așa se vede. Mulțumesc. Da, abia tot nu te-a păsat, așa? Așa. Dar o să lucrăm cu acestea. Da, așa, da, așa știm. Imaginea aceștia le-ați văzut, da? Sau nu? Nu, e cam evident pe ce ne-ați spus. Deci, iată imaginea sfeclei. Bine stilizată, mai ales în partea de jos, așa, cu frunze pe din părți și cu imaginea păstrei figurată la superior, deci a pomului vieții. Și ultima imagine este cea care v-am spus că este cu rădăcină bifurcată, așa, și cu patru petale repartizate simetric de o parte și de alta. Și iată, vedem chiar și imagini realiste. Una cât de cât este figurată pe boldul unui fronton dintr-o casă din centrul Moldovei. Vedem, iată, rădăcina pomului vieții, redată prin această imagine a sfeclei. Și una chiar realistă, fiind reprezentată pe unul dintre pilonii porților de piatră din centrul deci, Moldovei. La fel, în asociere cu simbolul pământului, așa, cu rombul. Imagini de acest fel, sigur că sunt mai multe la număr, nu putem noi să le descrim pe toate. Iată aici, vedem tot imaginea pomului vieții în formă de sfeclă, foarte bine deci, stilizată. Și aș aduce încă în discuție încă o imagine care tot a stârnit anumite discuții.
Asta este vorba de această imagine, este la fel foarte târzie, care și-a pierdut forma originară și a fost pentru altă stilizată, care a căpătat până la urmă, deci iată așa o formă care este numită deci lira, forma deci acestui instrument muzical. De fapt, lucrurile sunt totul altfel. Este imaginea la fel a pomului vieții. Iată anumite elemente care ne trimit spre acest lucru, îl vedem aici. Deși cele mai vechi imagini, am avut doar două imagini de acest fel, nu le-am putut găsi ca să le prezint la conferința dată. Dar, iată, aceste două, în cazul dat, noi le citim ca niște frunze, așa, ca niște petale. De fapt, erau imaginea tot a două păsări adosate. Cu timp aveam deci asemenea imagini, dar nu pe fronton, dar imaginate pe tăbliile de jos a ușilor de la casele vechi. Iată, vedem aici imaginea deci pomului vieții, așa, și cu două păsări adosate. Iată, aici vedem mai bine acest lucru, așa, cu gâtul așa răsucit, destul de elegant, așa, de o parte și de alta, dar vedem toate celelalte atribute ale pomului vieții. Iată, cu ramuri în partea de sus, așa, cu rădăcina încroșată în partea de jos. Îmi dau seama că cele mai vechi imagini reprezentau chiar imagini de zoomorfe, deci de balauri sau de alte animale fantastice. Dar în cazul nostru sunt aceste păsări, ele sau și ele denumirea lor sunt păsările solare. De ce? Nu avem timp să discutăm noi în discursul meu. Și iată, deci fiind stilizată foarte puternic această imagine, ajunge în la ziua de astăzi într-o asemenea o formă care seamănă într-adevăr, da, cu un instrument muzical din lira, dar care n-are conotații cu cultura noastră tradițională românească. Și asemenea imagini care strânesc fel de fel discuții avem foarte multe, așa? Iată, vedem aici și o figură antropomorfă, în asociere cu pomul vieții, vedem rădăcina încroșată, zborul vieții la rădăcină, pasărea care se află în vârful pomului vieții, aici această figură antropomorfă, deci o ține într-o mână ridicată sus, și așa mai departe. Sau uite imaginea aceasta unde vedem la fel pomul vieții, așa în asociere cu pasărea. Este imaginea cocoșului, dar a fost de atâtea ori deci, stilizat și prelucrată de către mine și a pierdut forma inițială. Asemenea interpretări, deci avem foarte multe, nu putem să ne oprim la fiecare în parte, dar ele există, trebuie cercetate și studiate. Apar chiar unele forme destul de imagini într-o formă foarte dezvoltată. Tot este imaginea pomului vieții, dar are o totul altă interpretare semantică. Dacă luăm fiecare element și îl interpretăm deci, la nivel de simbol sau semantic, îl putem interpreta într-un fel, dar într-o rezolvare deci, compozițională unică, această imagine poate să aibă totul alte conotații. Și să vă arăt și ultima imagine. Aici, în gener, sunt niște ideograme plastice de concept universal, care întruchipează însăși imaginea universului închipuit de către meșter, de către cel care a lucrat aceste imagine, așa? Iată chiar ultima aici, dar este imaginea universului, dar el chiar trebuie, deci, interpretat prin dovezi, prin formule, prin
să ajungem la justa ei valoare de interpretare. Iată cam așa, foarte expeditiv și pe așa pe diagonală, am pus în discuție această problemă. Concluzia care este? Că ele trebuie studiate, cercetate în continuare. Unele dintre ele au fost interpretate, dar sunt deja depășite în timp. Ele pot fi completate sau chiar reinterpretate, dar cu anumite dovezi. Imagini care încă nu au fost întâlnite în acel registru ornamental care a fost elaborat deja deci, de către oamenii de știință, nu le găsim locul. Deci acest registru trebuie revăzut, trebuie completat și pus în valoare. Eu vă mulțumesc. Vă rog dacă aveți întrebări la mine. Eu mulțumesc pentru carte. Pardon. Eu pot să vorbesc? Poftim, da. Deci eu vreau să vă întreb referitor la casa cea de la Brănești. Da? Structura oficială a secolului XIX, chiar și începutul secolului XX, chiar și în perioada interbelică, în Basarabia domenau două culori. Galbenul și gri. Culori care s-au păstrat între alții în perioada interbelică. Cum spuneți-mi, pentru arhitectura populară, era caracteristică această cromatică albastră, această culoare albastră? E ceva caracteristic pentru arhitectura populară din Basarabia? Nu. N-am atins tematica policromiei aplicate, deci folosite în arhitectură tradițională. Imaginea care a fost fotografiată cu aproximativ 100 de ani în urmă este alb-negru. Nu putem noi aici să știm cu certitudine ce culori au fost folosite, așa? Știm că era folosită și seniala, și funigena, și alte culori care erau la îndemână, deci, gospodarilor. Dar ultima imagine este din zilele noastre. Ea a fost s-au aplicat culorile care le au la îndemână la ziua de astăzi. Deci meșterii populari sau stăpânii acestei case. De altfel, policromia și-a pierdut ea esența sa, semnificația culorilor așa, care au stat la baza formării policromiei tradiționale. De aceea, în ziua de astăzi, mai ales la nordul Moldovei, aceste culori sunt aplicate pe întreaga suprafață disponibilă a pereților. Vă dați seama, așa, cu niște flori mari, cu niște trandafiri, cu niște bujori. Deci, asta despre ce vorbește? Asta vorbește că... Poftim? Flori cele mari pe casă, flori cele tercate, despre ce vorbește? Este o degradare, este un chici care s-a infiltrat deci, în cultura noastră tradițională, da? Cu care trebuie de studiat, trebuie cercetat, de pus în valoare și de, de avut diferite întâlniri sau ședințe cu implicitul și cu mersurile populare care sunt, care fac parte din aceste uniuni a mersurilor populare, din diferite asociații sau chiar de la muzeile care țin de cultura tradițională. Trebuie de lucrat în această privință. Vreau să mai întreb ceva. Da. Acolo, în prezentarea dumneavoastră, apare, eu corect zic, lira. Da. Ce am zis, da? Uitați-vă, da. Această liră, semnul acesta, lira aceasta, apare în desenele lui Nicolae Gumalic, în perioada interbelică. Această liră apare în broderii, tot din perioada aceasta, chiar din perioada sovietică începătoare, în anii 50. Ce-i cu această liră? Puteți spune ceva? Eu doar n-am studiat broderia și celelalte meșteșuguri, dar ceea ce ține de această imagine, care a apărut foarte și foarte târziu în decorul arhitecturii tradiționale, este cert faptul că este imaginea pomului vieții, foarte
puternic stilizat. Perzându-i semantica acestui element, meșterii populare au ajuns la o interpretare obișnuită pe care au văzut-o ei prin cărți, prin literatură, și au interpretat forma acestei lire. Vindu-l mai ușor să o reprezinte, să o redeie. Da, mulțumesc. Poftim. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Atunci ofer cuvântul domnului Ionuț Alexandru Banu, de la Muzeul de Artă Populară, dr. Nicolae Minovici, din București, România, cu comunicarea Broderia Pedesen, piese de colecție de textile a Muzeului de Artă Populară, dr. Nicolae Minovici. Vă rugăm. Bună ziua, sper că mă auziți. Da, se aude bine. Ok, îmi cer scuze pentru vocea nazală, dar sunt un pic grăcit. Ce vreau să spun este că prezenta comunicare își propune să analizeze într-o primă parte o scurtă introducere privind istoria broderiei, de la apariția ei și până la tehnicile de brodare, cu precădere în spațiul românesc. Iar în a doua parte a lucrării sunt analizate o parte din broderiile deținute de muzeu și, bineînțeles, o parte din formele de brodare analizate este tehnica irasos. Reprezintă o tehnică pe desen, dar asta o să vorbim pe parcurs. Natura și omul sunt factorii care împreună clădesc arta, aceasta fiind o reinterpretare a naturii. De la primele forme de contractare cu formele estetice populare, în contextul oricărei comunități creatoare și consumatoare de cultură, mi se descoperă nu doar universalitatea fenomenului artistic, ci și genurile de bază ale artei populare. Așa se face că și broderia se caracterizează printr-un orizont mult mai larg, văzut din punct de vedere etnologic, istoric, dar mai ales estetic. Domeniul broderiei poate fi văzut ca o parte componentă a artei decorative. Conform dicționarului explicativ al limbii române, termenul de broderie este de sorginte franceză și înseamnă înfrumusețare. Tehnica broderiei este meșteșugul înfrumusețării țesăturilor cu ajutorul unui ac prin aplicarea unor fire colorate sub diferite forme. Broderia prezintă avantajul de a realiza o gamă inepuizabilă de împodobiri, de la simpla înseilare albă și până la tehnicile de cusut ornamentale, polimorfe și policrome, de o mare valoare decorativă. Domeniul broderiilor pune în lumină o seamă de note definitorii ale specificului etnic, unind valențele comunitare, exprimate prin simțul practic și gustul artistic al omului. Istoria broderiei începe chiar din lumea antică, deși întrebarea în ce țară a apărut pentru prima dată încă provoacă controverse între oamenii de știință și, bineînțeles, între arheologi. Potrivit unora, modelele brodate au apărut pentru prima dată în Asia Antică. Conform altor păreri, au apărut în Grecia Antică. Însă tehnicile de cusut sunt extrem de vechi. Practicarea lor începe odată cu apariția îmbrăcămintei. Tehnicile rudimentare au avut o răspândire generală, fiind utilizate la toate piesele de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru prinderea părților componente. În schimb, tehnicile ornamentale au apărut ca un gen decorativ. Faptul că broderiile permiteau marcarea unor deosebiri semnificative între persoane, între păturile și clasele sociale, au constituit un puternic stimulent în dezvoltarea și diferențierea lor teritorială. Descoperirile arheologice din mormintele antice au scos la iveală rămășițe de îmbrăcăminte cusute manual și bogat decorate cu astfel de broderii. Așa cum am menționat, arta broderiei este o artă veche de mii de ani, practicată în întreaga lume, însă originea ei, conform ultimelor descoperiri, ar fi China. De-a lungul secolelor, broderiile doamnelor nobile au devenit mai rafinate, deoarece acestea își puteau obține materiale de calitate mult mai scumpe și, bineînțeles, mult mai ușor. De-a lungul secolelor, desenele lor au fost inspirate din elemente renascentiste și turcești, deoarece clasele conducătoare au fost mai receptive la modurile noi și străine. Iar, pe de altă parte, țăranii au continuat să brodeze, așa cum au făcut strămoșilor, timp de multe secole. În timp, aceste cusături au evoluat și au dat naștere la diferite posibilități de ornamente decorative pe materiale textile.
Istoria broderiei s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte și în zilele noastre. De-a lungul a sute de ani de existență, în funcție de popoare, credință, modă, pentru a ilustra modelele de fire pe țesături sau alte materiale, au apărut multe cusături și foarte multe tipuri de broderii. Modelul poate fi brodat într-un singur stil și poate, în funcție de abilitățile și gustul artistic al maestrului, să fie creat cu ajutorul unor fire texturate, diferite și a diferitelor tehnici de broderie. Această combinație oferă broderiei originalitate, dar mai ales farmec. Dovezi materiale despre practicarea tehnicilor de cusut la populația de pe teritoriul de astăzi al României datează încă din epoca bronzului, așa cum sunt figurinele descoperite la Cârna, lângă Craiova. La acestea se disting principalele câmpuri ornamentale ce aveau să dăinuiască și să se dezvolte peste veacuri până în prezent. Herodot însăși releva practicarea acestui meșteșug artistic pe meleagurile noastre, aducând aminte de șubele brodate ale triburilor geților. Vechea broderie românească, de o valoare artistică remarcabilă, somptuoasă și strălucitoare, prin firul de aur sau argint, dar mai ales prin firul de mătase colorată, cu care era lucrată, impresiona prin desăvârșirea tehnică și prin calitatea sa de a face direct și imediat inteligibilă lumea de simboluri pe care o înfățișează, alături de arhitectură și pictură, aducând contribuții reprezentative nu numai în arta sud-estului european, ci și la aceea întregului Orient creștin. De ce am specificat acest aspect? Deoarece originile broderiei românești se află în broderia bizantină, ale cărei principii și motive au fost preluate și răspândite în toate țările balcanice. Pe aceste premise bizantine și slave, adaptate nevoilor și posibilităților locale, interpretate și îmbogățite pe măsură ce societatea românească își definea propriul său gust artistic. Arta broderiei medievale românești se desăvârșește în a doua jumătate a secolului al XV-lea și va evolua cu strălucire timp de aproape patru veacuri, până în pragul timpurilor moderne. Echilibrul, monumentalitatea compoziției, puritatea și originalitatea liniei, intensitatea concentrată a expresiei, eleganța gusturilor, subtilitatea cromatică, înrudesc broderia cu pictura și o așează printre artele majore ale evului mediu. Evoluția cămășii femeiești și bărbătești pe teritoriul țării noastre pune în lumină fapte de o reală însemnătate istorico-artistică. Secole de-a rândul, în ornamentația brodată pe diferitele piese lucrate în familiile domnești sau în familie boierești, s-au conservat în general aceleași câmpuri și motive ornamentale întâlnite încă din secolele 15-16, piese păstrate în diferite colecții în cadrul mănăstirilor sau ne referim aici la colecții particulare. În istoria broderiilor populare românești s-au cristalizat două tendințe. Pe de o parte, creșterea continuă a ponderilor artistice, iar pe de altă parte, diferențierea unor piese specific de podoabă. Demersul artistic din domeniul broderiilor s-a manifestat sub forma două orientări principale. Pe de o parte, conturarea unor caractere unitare, specifice din punct de vedere etnocultural și etnoestetic, iar pe de altă parte, realizarea unor forme artistice cât mai variate. În ceea ce privește aceste forme artistice, le-au devenit marcate de diferențieri zonale, subzonale și chiar zonale. Această noțiune de broderie adeseori se interpretează cu noțiunea ale căror sensuri se suprapun, referindu-mă aici la cusătură sau broderie. Prin termenul de cusătură a fost denumită acțiunea de a coase, iar prin cusătură se înțelege și lucrul la care cineva coase, obiectul rezultat din cusătură sau partea de pânză, ori piele, cu care a fost cusută sau împodobită. Astfel că prin broderie se înțelege cusătura lucrată în relief, reprezentând diferite elemente, motive sau compoziții ornamentale realizate pe pânză, stofă, mătase, piele, cusătură realizată fie în gherghef, cu forfecuța, cu mâna liberă sau cu mașina, referindu-mă aici, bineînțeles, la timpurile noastre moderne, fie cusăturile lucrate după desen, sparte și apoi bătucite. Una dintre formele de brodare analizate în prezenta comunicare este tehnica irasos. Această tehnică este o tehnică de brodare de origine maghiară, o combinație de culori și cusături dusă la nivel de artă. Traducând termenul de irasos, înseamnă desen. Pe teritoriul țării noastre, este acest tip de broderie este specifică zonei Călatei. Călata este zona dintre Huedin și Cluj-Napoca, o zonă bogată din punct de vedere istoric, dar mai ales etnografic. De ce a trebuit să menționez acest fapt? Deoarece între anii 1919 și 1932,
Doctorul Nicolae Minovici a deținut postul de profesor titular și șef al Catedrei de Medicină Legală de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. De asemenea, a fost președinte al Colegiului Medicilor, întemeietor al Organizației Socioprofesionale a Medicilor Legiști și a primei reviste de medicină legală din România. Colecția sa de artă tradițională, expusă astăzi în muzeul pe care l-a gândit și l-a creat la începutul secolului al XX-lea, și fac o paranteză aici, amintind anul 1905, este îmbogățită cu piese din această zonă etnografică, de la ceramică, la cămăși tradiționale și broderii, printre care se numără și 8 piese de broderie maghiară lucrate în tehnica Irasos. Acest tip de artă populară și tehnica de realizare a atras atenția cercetătorilor încă de la finalul secolului al XIX-lea. În zona Călatei, brodatul se numește cusut, că tot am amintit anterior, iar toate aceste textile brodate se numesc cusături. Denumirea de irasos reprezintă desenarea în prealabil a modelului pe suportul textil. Această tehnică seamănă cu festonul, dar se deosebește de acesta prin faptul că atât în partea de sus cât și în partea de jos se creează câte un șir de ochiuri. Modelele cusute sub această formă se deosebesc cu totul de gama celorlalte, atât prin aspectul robust și pronunțat, un aspect figuros al broderiei, dar și prin modul de lucru. Caracteristicile generale ale acestui tip de broderie includ modele bine proporționate, pline de motive florale stilizate, delicat lucrate, variații de modele mari și mici, alternate de culori vii și uneori contrastante, dar întotdeauna armonioase, plăcute ochiului. Se decorează astfel fețe de masă sau fețe de pernă și chiar cămăși femeiești. Execuția țesăturii se realizează fără a se ține cont de numărul de fire. Cu alte cuvinte, nu este nevoie de un anumit tip de pânză cu fire regulate. Însă desenul este necesar pentru ca rândurile de linii verticale să fie mărginite pe de-o parte și alta de acele ochiuri mici pe care le-am menționat anterior. De asemenea, rândurile trebuie să aibă aceeași lățime, deoarece liniile nu sunt doar drepte, ele putând fi și șerpuite. Din colecția de țesături deținută de Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici fac parte 8 piese de broderie maghiară realizate în această tehnică. Colecția numără 3 fețe de pernă, 4 fețe de masă de diferite dimensiuni și un tischleifer. Piesele sunt lucrate din pânză groasă, din bumbac. Motivele decorative întâlnite sunt motive vegetale stilizate, precum petale de flori, floarea de lalea, flori în rozete. De asemenea, se întâlnesc motive fitomorfe, avimorfe și geometrice. În general, aceste motive sunt încadrate în chenare, cu reprezentări florale dispuse pe laturile pieselor sau încadrate de linii în zigzag, formând chenare. Motivul este decorat cu puncte de feston egale. Gama cromatică utilizată este variată de la albastru la variații de roșu și portocaliu. Și ca să conchidem, această artă tradițională, deși este supusă schimbării datorită disponibilității diferitelor tipuri de material, ale diferitelor motive desenate, datorită gusturilor oamenilor, aceste broderii încă păstrează modele simbolice vechi, precum floarea de lalea, motive care împodobesc și astăzi hainele și casele tradiționale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung cu niște fotografii ca să vedeți exact, însă în lucrarea mare vor exista, ele în prezent sunt la restaurare și din acest motiv n-am putut să realizez niște fotografii care să poată fi prezentate. Mulțumesc! Da, mulțumim! Într-adevăr, dacă erau și imagini... Da, era perfect, știu, dar cumva nu-i vina mea. Bine, vă rog întrebări. Mulțumesc. Da, vă mulțumim. Dacă nu sunt întrebări, trecem la următorul vorbitor. Oferim cuvântul Luciei Adăscălița, Institutul Patrimoniul Cultural, în colaborare cu Dr. Viorica Cazac, Universitatea Tehnică a Moldovei. Comunicarea, perpetuarea romului în arta tradițională românească. Deci, tema de cercetare sună în felul următor, perpetuarea rombului în arta tradițională românească. Arta populară a răspuns mereu necesităților societății, astfel a generat multiple și variate obiecte de artă populară. Acestea, la rândul lor, înglobează diferite elemente de limbaj artistic, semne, simboluri, structuri, care prezintă interes privind aprofundarea cunoștințelor culturale.
Deci, în rezultatul cercetărilor de teren axate pe arta populară și în special în cadrul programului de stat am analizat obiecte tradiționale textile și legate de bucătărie tradițională, efectuate în zona de centru și de nord a Republicii Moldova, unde s-a observat că din bogatul repertoriu ornamental al artei populare o prezență predominantă o are rombul. Deci rombul ca simbol depășește dimensiunile rațiunii pure. Fiecare simbol în sine este un microcosmos, deci o lume totală și are mai multe înțelesuri. Din acest aspect, în cele ce urmează, am să prezint o perpetuare a rombului în timp și culturi și semnificația acestuia. Deci, dacă ne referim la perioada paleolitică, rombul este compus dintre unghiuri unite la bază, semnificația fiind magică, religioasă, mitică. Tot în paleolitică, în cultura Stela Cladovei, deci imaginea rombului este prezentată simplu sau în structură de linii ce se întretaie și semnificația acestuia indicând reușita vânatului sau pescuitului. Dacă ne referim la perioada neoliticului dezvoltat sau neo-neoliticului, rombul este prezentat cu un punct sau mai multe puncte în interior, semnificând fertilitate, câmp arat și semănat, graviditatea femeilor, simplitatea și severitatea. Și în acest context, Mircea Eliade spunea că funcția ce valorizează religia și modelele divine sunt asimilate cu glia și pământul mamă și respectiv acesta redă exemplu clasic al femeii și totodată actul sexual asimilat hierogamiei cer-pământ. Dacă ne referim la epoca bronzului, până la desființarea statului dac, atunci imaginea rombului este deja mai multiplă. Deci este romb cu cârlige, romb simplu, romb hașurat cu vârfurile interioare deschise, asemeni coarnelor de berbec, semnificația fiind mai mult simbolică, soare, căldură, putere benefică, ochiul lui Dumnezeu. În evul mediu, rombul este reprezentat ca un șir de romburi cu vârfuri unite sau romburi concentrice sau romb cu capete încrucișate, ăsuri. Și dacă ne referim la zona pădurii Hunedoarei, aici acesta are semnificație de soare, de la grecescul Helios Heli. În secolele 18-20, rombul este reprezentat în compoziții complexe, ăsuri, cârlige și respectiv semnificația acestuia se prezintă ca niște rațiuni decorative sau ornamentale. Ceea ce întâlnim și în zilele noastre. Din cele analizate, atât în teren cât și din sursele bibliografice, putem menționa că rombul se întâlnește în diverse categorii de obiecte ale artei populare. Deci putem întâlni prezența acestuia pe unele unelte de vânătoare și pescuit, pe vase de cult sau de uz zilnic, în sistemele de scriere, ca pe talismane sau figurine de regulă feminine, pe veșmintele boierești, pe piesele vestimentare, mobilier, gastronomie tradițională, arhitectură, instrumente de lemn și aici am dat exemple anume care se axează pe arta țesutului, furca de tors, melița, pieptenele de lână. Respectiv, dacă e să ne referim la
simbolistica, semnificația acestui simbol, care este de fapt un cult solar și are o vechime milenară, care cu timpul a fost înlocuit cu cultul fertilității, dedicației pământului. Deci mai mulți cercetători, etnologi au dat o definiție sau o explicație acestui simbol. Zahacinski spunea că rombul și pătratul simbolizează inteligența. Petrescu menționa faptul că rombul nu este altceva decât desenarea în oglinda a triunghiului care reprezintă schematic bradul. Jean Chevalier menționa faptul că rombul este format din două triunghiuri și în cazul în care forma acestuia este prelungită, poate semnifica legătura între cer și pământ și chiar unirea între sexe. Petrescu iarăși spunea că rombul nu poate fi desprins ca interpretare de triunghi, rozietă, cerc, pătrat, formând împreună cu ele o adevărată familie ornamentală în totalitate subordonată cultului solar. Și Ion Gheorghiță, în ziarul Cultura, menționa într-un articol că rombul ilustrează transpunerea cercului în țesătură, deoarece acesta, din urmă, este imposibil de realizat din cauza tehnicii de încrucișare perpendiculară a firelor. Deci, din incursiunea general, privind perpetuarea în timp și diversitatea implicării rombului în operele de artă tradițională, am încercat din lucrările identificate în teren în nordul și în centrul Republicii Moldova să vedem ce tipuri de reprezentări ale acestui simbol sacru se regăsesc pe textile. Spuneam că era axat în general studiu din teren și în bucatele tradiționale. Deci dacă ne referim la prezența rombului în textilele de interior, vedem aici exemple din muzeul satului Sămășcan, raionul Șoldănești, fețe de masă și cusături, în unele zone se spune, în altele zone se numesc drumuri și respectiv prosop, unde avem prezent rombul integrat cu elemente înscrise, aici și aici, și respectiv romb cu capete încrucișate sau cu coarne, și respectiv rombul cu element înscris, steaua cu opt vârfuri. Dacă e să urmărim prosoapele, atunci aici este un exemplu, sunt prezentate exemple sau lucrări identificate la informatorul Criga Maria din orașul Sângerei, unde vedem prezent romburile compuse, care atât pe perimetru cât și în interiorul acestora dispun de elemente ornamentale. Dacă e să vorbim despre covoare, păretare, atunci vedem aici lăcere, vedem aici exemple din satul Sofia, raionul Drochea și Muzeul Liceul Dimitrie Cantemir din orașul Sângerei, unde regăsim acest element sau simbol din abundență și regăsit în reprezentare cu vârfuri unite sau cu punct în interior. De regulă, romburile cu vârfuri unite formează șiruri care amplifică puterea acestui simbol sacru. Aici avem identificat pe un covor din Casa Muzeu Ionaș Moldovanu din Sângerei elementul dispus în trepte, adesea numit coasta vacei, și covor identificat în Muzeul Satului Sofia din raionul Drochea, unde rombul este ca un spațiu în care se încadrează simbolurile masculine și feminine. Pe fețe de pernă, pe cusături sau, cum le-am mai spus, la nord se spun drumuri, pe batiste, la fel vedem din abundență uneori utilizat acest simbol,
ca reprezentare cu elemente florale sau elemente decorative înscrise sau cu linii ce se întretaie și formează structuri sau ca un element simplu care poate fi prezentat unic sau compus cu alte elemente. La fel am observat că deseori înscris în romb este reprezentat steaua cu 8 vârfuri, care are o conotație puternică religioasă. Aici avem reprezentată cerga realizată în anii 1940, iar aici rombul cu vârfurile unite, care regăsim acest ritm ritmat, da? Care la fel tinde să amplifice puterea semnificativă și simbolică a elementului prezent. Îmi cer scuze, vreau să știu dacă dumneavoastră urmăriți schimbarea acestor imagini. Da, este. Da, mulțumesc. Sau în acest lăcer ales găsim romburi compuse care fie sunt identificate ca elemente de sine stătătoare, fie sunt realizate astfel încât creează elementul crucea dublă. Da? La fel, dacă e să ne referim la prezența rombului în piesele vestimentare, am identificat, cum am menționat anterior, că acesta poate să se regăsească pe fote, pe brâie, pe iile bărbătești și femeiești. Și în acest exemplu avem două, pe care am identificat-o Muzeul Ținutului Edineț, unde regăsim romb concentric, romb cu punct, romb cu vârfuri unite. Deci această ie fiind realizată în mare parte sau punând accent în mare parte pe semnificația acestui simbol al soarelui sau al fertilității. Dacă e să ne referim la prezența rombului în bucatele tradiționale, atunci acesta este de nelipsit, în special în preparatele dulci, și anume ne referim la așa numitele turte. Și aici avem date drept exemplu prăjitura cu amoniu, prăjiței sau hrustici, cum mai sunt numiți în raionul Orhei, raionul Dondușeni, și urechea porcului sau urechiușe, cum sunt numite în satul Sofia, dar acest deliciu, de fapt toate aceste delicii au denumiri diferite în diferite zone ale Republicii Moldova. Respectiv regăsim aceeași formă romboidală cu margini drepte sau crenelate, care respectiv, indiferent de cât timp nu trece sau a trecut, își păstrează această formă fără modificări în general. Respectiv, dacă e să ne referim la bucatele tradiționale, rombul poate să fie prezent ca formă originală, așa cum o cunoaștem, sau poate fi ca o formă incipientă de creare a formei finale a bucatelor, da? Ca de exemplu cornulețele. Deci gospodina mai întâi taie luat în formă de romb, după care îl rulează și se obține acel cornuleț. Dacă e să concluzionăm, menționăm faptul că rombul în diferite interpretări are semnificații multiple. Deci interpretările care s-au dat rombului identificate în discuțiile din teren întreprinse în zona de nord și centru a Republicii Moldova au fost diverse în funcție de cultura și fantezia informatoarelor. Deci coasta vaci, coarne de berbec, soare, ochi, uzor cu romb, rumbe, cruce.
Adesea se atestă prezența rombului ca o structură compozițională frecvent utilizându-se metoda înscrierii cu scop de a evidenția și a releva partea centrală ca fiind cea mai importantă. Steaua coptă vârfuri, de exemplu, deseori se atestă înscrisă în romb. Deci și dacă revenim la aspectele istorice din diferite perioade și culturi, deci aceeași reprezentare o regăsim adesea. Deci rombul în care se înscrie alt element sau simbol sacru. Metoda tactului ritmic, care divizează prin linii suprafața și astfel amplifică puterea acestui simbol. În prezent se încearcă revitalizarea, valorificarea semnelor, simbolurile artelor tradiționale și aceasta observăm anume prin faptul că se creează diverse societăți, drept exemplu pot să menționez societatea Maestria sau Șezătarea Basarabiei sau prin intermediul unor proiecte locale sau muzeale care vin să facă leantul dintre diferite generații, dar totodată să educe tânăra generație cu semnificațiile originale proprii simbolurilor utilizate în arta populară. Deci, concluzionând, putem spune că obiectele de artă populară identificate în teren constituie, și aici vreau să îl citesc pe George Oprescu, un titlu de noblețe al neamului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, vă mulțumim pentru comunicare la fel interesantă. Eu nu știu cum să deconectez în moment partajarea. Nu pot să intru. Putem să-i adresăm o întrebare doamnei Dăscăliță? Da, doamna Dăscăliță, bună ziua! Bună ziua! Uitați-vă, ați făcut trimitere aici la Chevalier și Gerbrand, aceea despre semnificația simbolică. Bine, ea în arta populară a diferitor popoare, vreau zic, are semnificații diferite. Pot fi, eu știu, conjuncția dintre două principii opuse, masculin, feminin, dar care ar fi semnificația, adică, în cultura populară românească a rombului? Păi, dacă facem trimiteri la diverse surse pe care eu le-am analizat ale cercetătorilor de la noi din țară și din România, vorbesc despre romb care are o semnificație în arhitectură. De exemplu, Zelenciuc menționa că în arhitectură deseori sau rombului se atribuie semnificația de ochi a lui Dumnezeu. Iar alți etnologi sau cercetători care vorbesc despre deja țesături spun că semnificația în arta populară a rombului este cea al soarelui și al fertilității. Nu știu a soarelui dacă poate fi. Cel puțin unele surse autorizate dau alte explicații, că ar fi niște semne ancestrale ale dragostei, ale fecundității, fertilității, al armoniei. Adică ele de ce așa apar deseori în ornamentica populară românească. Între altele, lucrul ăsta îl spune Ivan Ivseev. Și Vulcănescu menționa despre semnificația rombului ca fiind al soarelui. Și Zelenciuc, la fel. Ei, bun, dacă faceți trimitere și la Zelenciuc, asta mă rog, e opțiunea noastră, dar să vă alegeți autorii la care faceți. Dar mă refer la niște... Și la Oprescu și la... Oprescu, care Oprescu? George. George, tot bine, tot respectul pentru dânsul, dar vă zic că eu știu când a activat el. Dar eu mă refer la care au apărut aici, la hotarul secolului 20-21. Păi, am menționat în concluzie că dacă e să
în cercetări, de exemplu, am studiat și teze de doctorat care s-au pronunțat inclusiv și pe acest subiect. Deci ei tot se referă la mai multe surse bibliografice unde semnificația rombului este pluriformă sau multiplă. Păi, da, iată, ceea ce aș sintetizat același asta. Dacă o să continuați aici, folosiți-l cu titlul de sugestie pe ăsta, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Ivan Evseev, care a apărut în 96, dacă nu greșesc, la Timișoara, Agora, dacă nu greșesc, numește ediția. Cred că o să vă ajute. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule Gheloș, pentru întrebare. Într-adevăr, rombul este unul dintre cele mai importante sau enigmatice însemne și capătă un conținut morfologic destul de complicat în dependență de simboluri care se află în asociere. În rombul, ca imagine plastică în arhitectura populară, poate căpăta un conținut, în broderie altul, în tapiserie cu totul altul. Așa că aici este greu de stabilit care semnificația rombului în cultura națională românească. Bine, deși în revista de etnologie din 2001 a apărut un material parmi se Universul lumii țărănești înscris într-un rom. Nu mai țin minte cine sunt autorii. Tot ar fi bine să consultați și sursa aceasta și o să vă ajute. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, oferim cuvântul doamnei Svetlana Talpe, Institutul Patrimoniului Cultural, cu comunicarea relevanța coeziunii sociale în studiul dansului folcloric românesc. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, dragi stimați participanți. Pentru astăzi am pregătit o comunicare care a fost sonorizată recent. Deci, relevanța coeziunii sociale în studiul dansului folcloric românesc. Cercetarea aspectelor sociale ale dansului folcloric românesc reprezintă analizarea caracteristicilor generale și cuprinzătoare ale sale. Dansul în general și dansul folcloric în particular este în esență o formă proprie de interacțiune socială. Chiar dacă dansul folcloric românesc poate fi separat în mod artificial de contextul său social și considerat doar în trăsăturile sale fizice ca mijloc de exprimare artistică independentă, totuși componenta socială este implicită persoanei sau dansatorului care dansează, ca individ și ca membru al unei comunități socioculturale. Din această perspectivă, structura dansului folcloric românesc poate fi considerată ca un program determinat cultural în care factorii sociali, istorici și de mediu se interacționează cu trăsăturile fizice, psihologice și mentale ale individului. În cazul în care se încearcă o analiză mai detaliată a dansului folcloric românesc, atunci este esențial de cercetat dansul din punct de vedere al nivelului la care este situat. Pentru dansul folcloric românesc situat la nivelul sintactic, este fundamentală totalitatea evenimentelor sociale existente în comunitatea românească, ceea ce face ca dansul să fie un fenomen viu. Pentru dansul folcloric românesc situat la stadiul de paradigmă, este substanțial aspectul filosofic sau ideologic, sociopolitic, economic și cultural care există în comunitatea etnică românească. Astfel, rolul și semnificația dansului folcloric românesc în cadrul cercetării trebuie să cuprindă ambele perspective, adică rețeaua de evenimente sociale și perspectiva sistemului de cunoaștere și credință, maniere socială, principii și valori estetice. Așadar, relevanța coeziunii sociale în studiul dansului folcloric românesc se impune a fi o metodă unică din perspectivă antropologică și coreografică. Combinarea acestor două perspective cuprinde analiza sistemului coreografic și alcătuirea structurală a unui dans folcloric în însușirea sa formală. Schimbările radicale ce se produc, caracterizate prin transformarea socială, evoluția societății moderne spre alte forme de coexistență și interacțiune, au contribuit la o nouă abordare asupra locului și rolului coeziunii sociale în lumea modernă. Coeziunea socială devine, pe de o parte, un subiect discutat în contextul proceselor de globalizare, modernizare și democratizare. În vederea revitalizării multilateralismului solidarității globale, beneficiilor globalizării și ale cooperării internaționale, conceptul coeziunii sociale devine un instrument promovat de organizațiile internaționale în documentele sale vizionare, dar și un suport de proiectare a politicilor regionale și naționale, fiind făcut tot mai vizibil și mai accesibil
publicului larg. În mod tradițional, coeziunea socială este înțeleasă drept capacitatea membrilor unei comunități de a-și exprima solidaritatea reciprocă. Dacă inițial esența coeziunii sociale era înrădăcinată la nivel național, actualmente conceptul este propulsat intens la nivel internațional. În dicționarul de sociologie, coeziunea este definită drept situația unui grup formând un tot, părțile fiind strânse legate între ele. Un grup coeziv este caracterizat printr-un grad ridicat de consens, de adeziune la obiectivele comune și prin relații de cooperare. Coeziunea se manifestă printr-un nivel ridicat de integrare a indivizilor în grup. Un grup cu coeziune ridicată exercită presiuni puternice de eliminare a conflictelor și tensiunilor. Cu cât un grup este mai coeziv și mai atractiv pentru membrii săi, cu atât va fi mai puternică presiunea de eliminare a comportamentelor deviante. Astfel, coeziunea asigură un grad ridicat de conformism, membrii grupului vor tinde să-și modifice opiniile și comportamentele în acord cu normele grupului. Coeziunea generează persoanele din grup cu un grad ridicat de satisfacție, confort psihologic și un sentiment de securitate. Coeziunea socială se caracterizează printr-o abordare interdisciplinară. O contribuție substanțială o au trătările filosofice și cele sociologice. Lucrările filosofilor și ale sociologicilor clasici reprezintă primul grup de studii legate de coeziunea socială, care au predeterminat câmpul categorial și problematica cercetării. Astfel, un grup special de studii le reprezintă lucrările cercetătorilor moderni, care sunt de părere că coeziunea socială este o resursă cheie pentru dezvoltarea durabilă a societății în ansamblu, a fiecărui grup și a individului separat. Cercetările efectuate în cadrul abordării cognitive, identității sociale, caracterizările sociale, disonanții cognitive, atitudine sociale și stereotipurile au fost dezvoltate în lucrările autorilor ca Pelinskaya, Ivanova, Newcomb, Ștefanenko, Turner, Tatschkel, Festinger și Haider și alții. Consiliul Europei acordă prioritate coeziunii sociale în politicile promovate. Șefii de stat și guvernul statelor membre ale organizației reuniți la Strasbourg în octombrie 1997, în declarația finală, au identificat coeziunea socială ca una dintre cele mai importante nevoi ale Europei existente și un component esențial pentru promovarea drepturilor și demnității omului. La fel de importantă este și conștientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizații de muncă, egalitate de gen și nediscriminare, societate și cultură. Esențiale sunt și înțelegerea dimensiunilor socioeconomice și multiculturale ale societăților europene și felul cum interacționează identitatea culturală națională cu cea europeană. Capacitatea indivizilor de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arăta toleranța, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a empatiza, reprezintă atitudine de colaborare, asertivitate și integritatea lor. Indivizii trebuie să-și manifeste interesul pentru dezvoltări socioeconomice și comunicare interpersonală și trebuie să aprecieze diversitatea și respectul pentru alții, să fie pregătiți atât pentru a depăși prejudiciile, dar și pentru compromis. Astfel, rolul educației artistice în formarea competențelor tinerilor pentru viața în secolul al XXI-lea a fost recunoscută pe larg și la nivel european. Comisia Europeană a propus o agendă europeană pentru cultură, care a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în anul 2007. Această agendă este conștientă de valoarea educației artistice în dezvoltarea creativității. Mai mult de atât, cadrul strategic al Uniunii Europene pentru cooperare în educație și perfecționare în următoarea decadă accentuează clar importanța competențelor cheie, transversale, incluzând conștientizarea culturală și creativitatea. Copilăria este etapa fundamentală de dezvoltare a calităților personale, formarea personalității. Unul dintre cei mai fundamentale principii în crearea repertoriului coreografic este echipul. Formarea echipului artistic și coreografic este una din formele de reflectare poetică a adevărului istoric sau contemporan, având obiective de educație și cunoașterea lumii și al omului care îl înconjoară veșnic, dezvoltând plasticitatea corpului minesc prin diferite procedee coreografice. Semnificația deosebită în educația artistică a elevului sau a dansatorului este selectarea repertoriului. Rolul repertoriului coreografic este de a contribui pozitiv la dezvoltarea atât fizică cât și psihologică a individului la formarea competențelor sociale și civice. Prin repertoriul ansamblu de dans folcloric românesc, se descoperă trăsături spirituale ale poporului său. Crearea repertoriului cu folosirea exemplelor despre idealul clasic al poporului cultivă simțul patriotic, orizontul dansatorului și atitudinile lui față de subiecte folclorice. Abilitățile artistice, cunoștințele și înțelegerea sunt, în general, abilitățile care formează baza limbajului artistic. Dezvoltarea deprinderilor artistice tinde să includă învățarea diverselor stiluri și genuri artistice. Înțelegerea artistică tinde să se centreze pe conceptele artistice, cum ar fi înțelegerea caracteristicilor diverselor mijloace de exprimare artistică sau relația dintre artist, mediul său cultural și fizic și operele sale.
Aprecierea critică se referă la, în special la creșterea conștientizării de către Ilie sau dansatori a trăsăturilor esențiale ale operei sau a performației, precum și la dezvoltarea capacităților acestora de a judeca critic în evaluarea propriilor opere sau a altora. Un alt scop este înțelegerea unei moșteniri culturale. În unele cazuri, acest scop este legat de crearea unei identități culturale, învățarea formelor culturale care caută să dezvolte într-un dansator auto-înțelegerea faptului că este cetățean al unei țări sau membru al unui grup. Înțelegerea moștenirii culturale este promovată prin contactul cu opera de artă, precum și prin învățarea caracteristicilor operelor de artă produse în perioade istorice diferite și a operelor unor mai mulți artiști. Înțelegerea diversității culturale este un alt scop comun, celor mai multe planuri de învățământ artistic și cultural. Promovarea diversității culturale prin arte caută de asemenea să ducă la o conștientizare ridicată a moștenirii culturale și a genului modern specifice diverselor țări și grupuri culturale. Dansul este o formă de comunicare non-verbală, fiind o formă de comunicare non-verbală ce cuprinde semne legate de mișcare, gesturi, mimică și postură. În dansul folcloric, expresia este controlată, deliberată și corespunde caracterului dansatorului. El va încerca să transmită publicului starea sa interioară, cu alte cuvinte, starea de spirit și ce va influența mesajul dansului. Fiecare dintre noi se manifestă și își exteriorizează sentimentele și gândurile în mod diferit, prin acțiuni, atitudini și gesturi. Prin mișcările sale, individului dezvăluie personalitatea și influențează și influențele pe care societatea le-a avut asupra sa. Astfel este posibil ca un grup de dansatori, chiar dacă execută aceeași coreografie, să fie influențați în gestările lor sufletești, chiar care își vor lăsa amprenta asupra dansului. Majoritatea mișcărilor sunt involuntare, dar pe lângă unele mișcări ce vor rămâne spontane și naturale, vor exista și unele însușite în mod conștient. În timpul dansului folcloric se execută mișcări simbolice. Prin ele, dansatorul încearcă să exprime diferite lucruri. Mișcările simbolice necesită multă imaginație, de aceea dansatorul trebuie să gândească efectul fiecărei mișcări, astfel încât să poată transmite publicului mesajul pe care îl dorește. Dezvoltarea exprimării individului și a creativității reprezintă alte două scopuri larg răspândite. Dezvoltarea exprimării individuale a dansatorului prin mijloace artistice este strâns legată de bunăstarea lor emoțională. Acest tip de scop e conectat la toate formele de artă. Dezvoltarea creativității poate fi definită ca o dezvoltare a capacității individului de a participa la activitatea imaginativă, al cărei produs va fi marcat de originalitate și valoare. Toate aceste scopuri pot fi grupate în două mari categorii, scopuri generale și scopuri specifice, unde scopul general e dezvoltarea abilităților sociale și abilităților de comunicare. Printre scopurile specifice se numără și abilitatea în interpretarea sau prezentarea unei lucrări. Dezvoltarea unui interes permanent față de dans, cu alte cuvinte, încurajarea elevilor sau dansatorilor de a participa la activități artistice extracurriculare și păstrarea acelui interes de-a lungul întregii lor vieți și, în special, identificarea sau potențialul talentelor artistice. Pe lângă scopurile de învățare, care sunt identificate ca părți ale curriculum artistic și cultural, există și obiective de învățare în curriculum general, ce pot fi legate de educația artistică și culturală. Pe de altă parte, deși fără a menționa în mod necesar legăturile cross-curriculare într-un număr de țări, există elemente ale curriculumului general care sunt relaționate cu creativitatea, precum și cu educația artistică și coreografică. Asemenea, elemente ale curriculumului general includ referiri la creativitate, moștenire culturală, diversitate culturală, dezvoltarea exprimării individuale și a identității, varietatea experiențelor artistice și a mijloacelor de expresie, abilități sociale, lucruri în grup și interesul în participare la activități culturale. În Franța, conform la d'orientation et de program pour l'avenir de l'école, adică legea îndrumării și a planificării viitorul școlarizării, în aprilie 2005, învățământul obligatoriu trebuie să garanteze fiecărui elev mijloace necesare pentru a achiziționa o bază comună care să cuprindă un set de cunoștințe și de prinde. Această bază e alcătută din 7 componente, ultimele două fiind legate de asigurarea achiziționării disciplinelor artistice, adică de prinderi sociale și civice și independență și inițiativă. În Spania, Slovenia și Regatul Unit, de asemenea și în Norvegia, planul de învățământ stabilesc o legătură între dezvoltarea creativității și inovației la elevi, pe de o parte, și importanța încurajării spiritului antreprenorial, pe de altă parte. În Regatul Unit, această încurajare e dată de scopul promovării lucrurilor în grup și a cooperării prin mijloacele artei. La nivel mai general, încurajarea creativității printre tineri e una dintre prioritățile naționale din domeniul educației în Scoția. Documentul în discuție, creativitatea în educație, a devenit un document de bază pe această temă. Unul dintre punctele cheie apărute este acela că ar trebui privită creativitatea ca un aspect al mediului de educare și învățare al copilului cu toți și cu aceasta nu ar trebui să fie limitată la arta coreografică interpretativă. A existat o luare în considerare mai profundă a creativității în școlile soției în raportul Creativității contează.
Coeziunea, astfel concluzionăm, coeziunea socială este un proces social format dintr-un ansamblu de fapte și fenomene care își propun să consolideze pluralitatea cetățenilor prin reducarea inegalității și a disparităților a fracțiunilor socioeconomice. Astfel, dansul folcloric românesc reflectă necesitatea cetățenilor atât pentru dezvoltarea personală, cât și cea comunitară, pătrunzând în esență sentimentul de apartenență la grupul social. Deci, ceea ce am zis eu la început despre dansul folcloric, care se caracterizează prin situarea la două niveluri, nivelul sintactic și nivelul de paradigmă. Deci, legătura dintre coeziunea socială în dansul, și dansul folcloric românesc. Adică, coeziunea socială este direct proporțional, direct implicată în dansul folcloric românesc, care duce spre o legătură mai strânsă a membrilor unui grup, dacă vorbim despre un grup de dans sau o școală care are profil de dans. Iar dacă vorbim despre societate la general, atunci este acea forță sau acea metodă de unire, de legare a mai multor persoane, a mai multor etnii, a mai multor caractere, personalități. Prin legea promovată de Consiliul European în 1997, deci s-a putut promova această lege de libera sau de obligativitatea tuturor cetățenilor, începând de la elevi, la dreptul la educație artistică, astfel promovându-se creativitatea, ceea ce a sporit foarte mult discrepanța sau liberul acces al elevilor la artă și nu doar la arta coreografică pe care am menționat-o prin dansul folcloric românesc. Deci, ceea ce vreau să zic, că educația artistică se începe de la o vârstă fragedă, deoarece se poate de educat în copii de la mici vârste blăstarul acesta al artei coreografice autohtone pentru a putea avea rezultate frumoase la o vârstă deja mai mare. Da? Și dansul folcloric este o formă de comunicare non-verbală, după cum se știe, prin semne legate de mișcare, gesturi, mimică, postură și reprezintă mișcări corporale, gesturi și expresii. Am mai dat niște exemple de legi care sunt promovate în diferite școli din țările europene, cum ar fi Spania, Regatul Unit, Germania, Italia, Norvegia, care până în prezent au un impact puternic și o dezvoltare foarte activă în școli, referire la arta, la educația artistică și în special la arta coreografică. Și deja am concluzionat și am mulțumit participanților pentru atenție și pentru posibilitatea de a mă manifesta. Da, mulțumesc. Dacă sunt întrebări către doamna Taupin. Și următorul vorbitor este doamna doctor Ala Ceasfina, Institutul Patrimoniului Cultural. Bună ziua tuturor! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моего выступления – жизнь еврейского населения в Бессарабии, как это отражалось на страницах бессарабских газет с 1850 по 1930 годы. Читая бессарабские газеты, которые издавались на русском, румынском и идише, начиная с 1850-х годов по 1930-е годы, можно узнать об интересной жизни еврейского народа в Бессарабии. Это может быть дополнительная информация для любого научного и генеалогического исследования. Буквально на каждой странице есть информация, связанная с бессарабскими евреями. Самые разные названия. Бессарабские областные и бессарабские губернские ведомости, Бессарабия, бессарабская жизнь, бессарабский южный край, свободная Бессарабия и многие другие политические, общественные, социальные, литературные газеты. Бессарабские областные ведомости, официальная газета администрации Бессарабии, издавалась на русском языке, появилась впервые 17 июля 1854 года. Начиная с декабря 1873 года и уже в губернии издавались бессарабские губернские ведомости, также на русском языке. Было две части размещения основных новостей – официальная и неофициальная. Эта газета печаталась до 5 декабря 1917 года.
Бессарабия, газета, которая была также политической, литературной, общественной и экономической, она издавалась на русском языке в 1913 году, а также эта газета выходила на румынском языке. И сейчас выборочно пролистаем разные бессарабские газеты с основной целью выявления документальной информации из истории евреев в Бессарабии во второй половине 30-х годов по 30-е годы 20-го века. К примеру, в Бессарабских областных ведомостях за 1858 год речь шла о пользовании лекарствами из фонда умершего аптекаря Шустера в Кишиневской еврейской больнице с 1833 года, о судебных разбирательствах наследников бендерского мещанина Лейбе Барбалата, о покупке дома сарокским евреям, овшим молочником, о выезжающем за границу кагульском купце Альте Дорфмане, о вызове в суд валежского мещанина Лейзера Пинчевского за нанесение обид кишиневскому купцу, о публичной продаже виноградного и фруктового сада, принадлежащего Хайму Вайншенкеру, и многие другие. В объявлениях 1850-х годов о вызове наследников в суд, как правило, речь шла о наследстве, и указывался умерший владелец с перечислением всех его детей и внуков, что достаточно важно для любого генеалогического исследования. Например, наследники умершего кишиневского купца Третьей гильдии Берки Зисельса и его жены Эти явились в суд, чтобы заявить о своих правах и на имущество, содержащееся в нескольких каменных домах. Здесь можно было встретить разные законы относительно еврейского населения, действующие и в Бессарабии. Так, в 1859 году был принят закон о предоставлении евреям купцам Первой гильдии и евреям-иностранцам право жительства и торговли вне черты постоянной оседлости евреев. Или о еврейках, русских подданных, которые вступили в брак с австрийско-подданными, об их правах и их детях. Согласно последнему закону, такие браки не признавались австрийскими властями. Еврейкам, вступившим в брак с австрийцами, без специального разрешения не разрешалось переселяться в Австрию. Также этот запрет распространялся и на их совместных детей. Поэтому новороссийский бессарабский генерал-губернатор предложил комитету об устройстве евреев, чтобы раввины при заключении подобных браков требовали от австрийцев специального разрешения от их властей. В газете «Бессарабские областные ведомости» за 1860 год мы узнаем о том, что состоялась Бессарабская выставка сельского хозяйства, в которой приняли участие некоторые еврейские предприниматели. Так, кишиневский купец Третьей гильдии Левандовский из нефти, добываемой в Бессарабии, изобрел осветительную жидкость, названную фотоген. С помощью этого нововведения им было устроено 117 фонарей для освещения главных городских улиц и до 1500 ламп в частных домах, а также в Одессе до 500 ламп, и убедил всех, что фотоген дает превосходный свет дешевле сальных свечей, за что выставочный комитет наградил купца Левандовского малой серебряной медалью. Также комитет вручил похвальный лист аргеевскому купцу Якову Варшавскому за предоставленный на выставке белый и красный ликер. В судебном извещении за 1884 год мы можем найти ценную информацию о завещании, из которого узнаем подробности о еврейском семействе. Так, мещанин Арон Ицек Мортков-Вакшанский завещал свое имущество, находящееся в городе Сороки, сыну своему Нахману, дом около речки, жене Бейли и другим сыновьям Ютке Дувиду Лузеру Пинкусу Факшанским, дом, пивоварню, погреб, магазин и еще небольшой домик, каждому в равной доле. Бессарабская жизнь писала, что в 1904 году на состоявшемся 18 ноября заседании правления пособия общества бедным евреям разбирался чрезвычайно интересный вопрос о том, каким образом помочь еврейским семьям, увлеченным тем потоком иммиграции в Калифорнию, который с особенной силой проявился в Кишиневе после печальных событий погрома 1903 года и теперь вынужденных опять возвращаться на родину. Устав общества разрешал помогать только тем, кто проживал в Кишиневе. Собрание ввиду этого решило обратиться письменно к благотворительному обществу «Бнебриз», помочь этим семьям добраться до Нью-Йорка. А там уже другое общество должно было взять на себя обязательство доставить их в Бессарабию. В 1905 году тему погрома также освещала вся пресса. К примеру, в газете «Бессарабец» в ноябре писали: «Третьего дня и вчера умерли от ран, полученных во время беспорядков в Каларше, Хава Бий, 48 лет, и Янкель Хаймов Лернер, 58 лет». В другом номере газеты «Бессарабец» в 1905 году сообщалось: в Кишиневской Талмуд-Торе с нового учебного года решено ввести новый метод преподавания еврейских предметов,
до сих пор практиковалось в Талмуд-Торе преподавание еврейских предметов в переводе на русский язык, а с будущего года преподавание, так писали в газете, пойдет в переводе на древнееврейский язык. Таким путем новаторы думают популяризировать среди учеников древнееврейский язык настолько, чтобы со временем он мог сделаться разговорным среди подрастающего еврейского юношества. Или другая новость в газете «Бессарабец» о вхождении в 1905 году пожарного общества местечка Липканы Хотинского уезда в Российское императорское и награждение членов команды этого общества Раклина Пейхаса и Левандовского серебряными медалями за неоднократно проявленные ими подвиги самоотверженности, сопряженные с опасностью для жизни при тушении пожаров. Причем бессарабский губернатор сообщал правлению общества, что с его стороны выдача этих наград обществу препятствий не встречается. Газета «Голос Кишинева» в 1916 году писала о знаменитом театре «Грунштейн», в котором давал гастроли еврейская труппа под управлением Спиваковского, талантливого артиста и опытного администратора. В газете «Свободная Бессарабия» в 1917 году был опубликован список Кишиневской думы. Отдельно представлен список Кишиневской сионистской организации, беспартийной группы кишиневских евреев, еврейской независимой прогрессивной партии, еврейской объединенной партии, еврейского социалистического блока и других партий, в которые также были представлены евреи. 31 августа 1917 года в Кишиневе состоялся съезд учителей еврейских школ. Рабинович выступает от имени Союза учащихся в еврейской школе. Он призывает учительство сплотиться, соорганизоваться. Ныне еврейский учитель должен развивать самодеятельность и свои творческие силы. С докладом «Национальная еврейская школа. Язык преподавания» выступил Каленвер. В диаспоре насилие сплотили и спаяли евреи. Общие исторические судьбы, общие психологические переживания объединили рассеянную среди других народов общую европейскую массу лозунгами и стимулами, не дали ей превратиться в пыль людскую. Мощным фактором в данном случае был древнееврейский язык. «Свободная Бессарабия» писала в 1917 году о еврейском национальном объединении, о том, что еще с 1906 года в Петрограде существовала еврейская народная группа, цель которой была защита еврейских интересов. С опозданием, но и в Бессарабии появилась еврейская народная партия. Программные положения национального объединения приблизительно следующие. Организация не чисто политическая, она является политической партией настолько, насколько политика необходима всякой организации, борющейся за свои политико-экономические и культурно-национальные права. Эта организация общая для всего еврейского народа, для всех классов его. В этой же газете рассказывалось о том, что в местечке Каушаны в 1917 году состоялась лекция кандидата, учредительное собрание Гринфельда. Лекция привлекла население местечка. С жадностью аудитория слушала лекторшу. В некоторых местах лекция вызвала даже рыдания слушателей. В ярких красках лекторша рисовала задачи социал-демократии в учредительном собрании. Собрание шумно приветствовало ее по окончании лекции. Также в это время газета «Свободная Бессарабия» на своих страницах рекламировала спектакль, который назывался «Погром 1905 года. Евреи. В их крови мы не повинны». Пьеса Чиркова, драма в шести частях, которая была долгое время под запретом цензуры. Тема погрома была очень актуальной в 1917 году. В газетах писали, в селениях Карпинин, имеющем 12 тысяч десятин земли, крестьяне разгромили аптеку Левитаса, бакалейные магазины отца и сына Люмана и пекарню Реклова. Или к управляющему экономией села Мандык Сарокского уезда Пирельману явились вооруженные люди и ограбили его. Разгромы еврейских хозяйств происходили и в других селах Сарокского уезда. Были и занимательные статьи, такие как газета «Бессарабский вестник» за 1919 год рассказала историю о кишиневском долгожителе Ихеле Герши Коган, который умер в 107 лет и пережил 5 поколений. Был женат 4 раза. Четвертый раз женился, когда ему было 69 лет. От последнего брака имел дочь и 5 сыновей. Одной из внучек было 65 лет, а дочери 76 лет. Все многочисленное семейство проживало в большом доме, в котором до последних дней управлял сам Ихель Герш. Известно, что похоронили его на еврейском кладбище в могиле, купленной его отцом 84 года назад. После покойного осталось многочисленное состояние, заранее распределенное между наследниками. Или же такая же газета «Бессарабский вестник» опубликовала статью о бывших заслугах умершего в 1919 году одного еврейского общественного деятеля, благотворителя Анчеля Гальперина. Особенно проявил себя в комитете помощи остронуждающимся, инициатором и председателем которого он состоял, из-за которой болел душой в буквальном смысле этого слова.
Газета «Свободная мысль» в 1919 году сообщает: все, кто пожертвовал в кассу еврейского общества израсходовали. Газета «Искра» за 1921 год предлагала огромное множество разных объявлений, в том числе покупать билеты в Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго, Аргентину, Бразилию от крупного американского пароходного общества «Симплан», а также посетить кишиневскую типографию «Галантер», оборудованную по последнему слову техники, имеющую громадное количество шрифтов и предлагающую разные виды печати на русском, румынском и еврейском языках. Газета «Бессарабская почта» за 1923 год на своих страницах рассказывала об интересных еврейских личностях, в том числе о молодом и талантливом бессарабском скульпторе Нюме Патлажане. У него были разные скульптурные бюсты, такие как «Мефистофель», «Фауст», включая скульптуры «Шалом Алейхима». Работы скульптора Патлажан с колоссальным успехом выставлялись в Париже, а потом в Нью-Йорке. В то время ему было 35 лет. Газеты сообщали и о происшествиях, имеющих место в Бессарабии. Так, мельница кишиневского предпринимателя Шварцберга сгорела в мае 1923 года. Можно было предположить, что какая-либо ось мельницы могла перегреться, и это явилось причиной пожара. А в газете «Бессарабские новости» яркая реклама с изображением тигра, пытавшегося разорвать стильный наряд господина. «Шалишь, братец, не разорвешь, ибо сшито у известного модного портного Машковича с указанием кишиневского адреса». Или статья о 62-летнем женихе Аврааме Шойхице из Аргеева, который женился на своей 20-летней племяннице. У новобрачного уже есть 9 детей, причем старшей дочери 40 лет. Газета «Наше время» представляла директора первого бессарабского рекламного бюро Шапошника и сообщала, что реклама торговых предприятий должна стоять на той высоте, на которой она стоит в Западной Европе и Америке. Он надеялся, что каждая торговая фирма Бессарабии, вплоть до мелкой лавки, должна рекламировать свою продукцию. То есть реклама, по мнению Шапошника, должна была стать двигателем торговли, и газета обещала способствовать этому. В Бессарабском слове сообщалось, что в 1927 году международная еврейская организация «Joint» ассигновала Бессарабии 13 тысяч долларов на нужды еврейских больниц и детских домов. Представитель «Joint»-а Ааронович посетил в бытность в Кишиневе некоторые учреждения, такие как еврейскую больницу, сиротские дома, мальчиков и девочек, приют, ясли. Что касается провинции, то субсидии получили Ардеевская, Бельская больница на покупку белья и прочее, и Акерманская на окончание постройки. Кроме того, бедным детям Бельц, Аргеева и Сорок выдавались пособия на необходимые нужды. В газете «Бессарабское слово» писали, как в 20-е годы гастролировали разные еврейские звезды. Известная Сивила Пастор представила классическую оперету «Цыпки Фаер», которая чудесная гастролерша показала себя во всем блеске своего дарования. Удивительно и то, что Сивилу с удовольствием смотрели и те, кто не понимал еврейской речи. Другая еврейская певица Анна Гельбер выступала в Бессарабии также с большим успехом. В ее репертуаре был специальный жанр – еврейская народная песня. В исполнении госпожи Гельбер эти песни получали каше подлинного искусства и становились интересными не только для евреев. В 1927 году известный еврейский артист Миша Фишзон отмечал в Кишиневе свой 25-летний юбилей. Была поставлена одна из выдающихся пьес лучшего еврейского писателя Якова Гордина «Эйц Адас. Древо познания». Причем Фишзон выступил в своей коронной роли Мози Столлер, которую он сыграл более 200 раз в Америке с исключительным успехом. Несколько лет назад, во время своих многочисленных выступлений, Миша Фишзон пообещал публике отметить юбилей в родном городе Кишиневе. Уже в то время театр Фишзона являлся блестящей страницей в истории еврейского театра. Об этом знаменитом актере писали в бессарабской прессе следующее: «Америка ценит хорошие пьесы и приговаривает к смерти плохие». И Фишзон в очередной раз в 1930 году поразил Кишинев не только своей игрой и хорошим ансамблем, но и прекрасно подобранными пьесами. Согласно газетам 20-х годов, для бессарабской провинции, изголодавшейся по живому слову, турне журналиста Давидзона явилось сюрпризом. Лектор Эфраим Давидзон посетил Измаил, Тарутино, Арциз и другие бессарабские местечки со своими лекциями. Тема «Юмор и сатира. Еврейский и универсальный». Отдельные тезисы были проиллюстрированы образцами мирового юмора.
Эта же газета писала, как в конце 20-х годов в Бессарабию приехал еврейский театр с замечательной постановкой «Кидуш Ашем» режиссера Штейна, рассказывающая о примитивном бытии еврейства 17-го столетия. Вся идея пьесы, основная канва, самоотверженность многострадального еврейского народа во время погромов, гонений и издевательств. На страницах газеты «Бессарабское слово» была приведена статистика еврейских браков и разводов за 1930 год. Так, с 1 января по 1 сентября за 8 месяцев было зарегистрировано 152 свадьбы и 10 разводов. В предыдущие же годы, в течение года, заключалось 700 свадеб и 120 разводов. Уменьшение числа браков объяснялось очень тяжелым экономическим положением, а разводах – переходом регистрации этого вида акта к ведению трибунала. Так писала газета. Согласно газете «Бессарабское слово», в сентябре 1930 года состоялся Всебессарабский еврейский съезд, целью которого было налаживание еврейской национальной политики. На этом еврейском форуме прозвучал голос бессарабских евреев, являвшихся осколком от когда-то 6-миллионной массы русского еврейства. На съезде присутствовали свыше 100 делегатов от разных еврейских общин. Замечательные рисунки портретов делегатов съезда украшали страницы газеты. Открывал съезд Равин Цирильсон, призвав всех к неотложной необходимости об объединении всех классов еврейства. Интересно, что на этом съезде присутствовал вице-председатель Союза всех бессарабских евреев Аргентины господин Эльман, который выступил от всего аргентинского еврейства, насчитывавшегося всего 300-350 тысяч человек. Он также отметил, что касается выходцев из Бессарабии, составляющих 40% общего числа евреев Аргентины, то они на миг не забывают свою далекую родину Бессарабию. Они реагируют на все, что происходит с их братьями в Бессарабии и всегда готовы протянуть руку помощи. В продолжении темы, связанной с еврейскими больницами в Бессарабии в 30-е годы 20 века, согласно газетному сообщению, в Акермане читать Алва заканчивало строительство нового здания еврейской больницы, выстроенного за счет пожертвований заокеанских собратьев, бывших граждан этого города. Предполагалось, что этому зданию не будет равных во всей Бессарабии. И для завершения строительства благого дела решено было вновь обратиться к землякам в Чикаго и Нью-Йорк. Об одном из таких иммигрантов из Акермана рассказывала Бессарабская газета. Это был Кароли, который в 1922 году уехал в Америку, женился на богатой женщине, старше его в два раза, и благодаря ее состоянию стал миллионером. Обосновавшись с женой в ее замке в Вашингтоне, он не забывал о своей родине Бессарабии и каждый раз отправлял разные благотворительные организации сотни миллионов лей. Вот так иногда везет некоторым аккерманцам, писалось в газете под названием «Американский дядюшка». Также из газет 30-х годов становится известно о чудесном бале, устроенном еврейским обществом Бикур Хоэлем Вельца. Был проведен конкурс детской красоты с участием еврейских девочек, который подробно публиковал фотографии в газетах, и многие другие интересные события из еврейской жизни Бессарабии. Таким образом, разнообразные газеты подробно освещали, в том числе, как повседневные, так и политические, социально-экономические, трагические, но в целом всесторонние события из жизни евреев Бессарабии. Мулцумеск мулт пентру атенция. Da, mulțumesc, doamne Ceasină, pentru comunicare. Vă rog dacă aveți întrebări. Если позволите, у меня есть вопрос, господин Алкач. Да. Скажите, да. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, Алла, да. Батька, не понял, как вас получится. Да не обязательно, не надо по батьке. Да. В вашем очень интересном, занимательном сообщении отражалась ли в бессарабской печати, в прессе такая тема, как еврейские сельскохозяйственные колонии? Вы знаете, наверное, все-таки по сельскохозяйственным колониям я бы вам посоветовала обратиться к архивным документам. И как бы могу даже дать совет, какие конкретно дела надо вам почитать. То есть это более такое. Я думаю, что здесь, конечно, тоже можно найти информацию, потому что прямо вот в рубриках «Еврейская жизнь» там, ну, это надо знать примерно, за какой период вы хотите изучить материалы, да, по этой колонии. А вот, допустим, что касается именно основания еврейских колоний и конкретно по еврейским колониям список жителей, то это, скорее всего, национальный архив и именно архивные документы. То есть если будет просто вот действительно интересно и вам это будет необходимо, я с удовольствием поделюсь этой информацией. Спасибо. Спасибо вам.
Fiindcă întrebări, dacă mai sunt? Dacă nu sunt, atunci oferim cuvântul domnului dr. Sârf Vitali, Institutul Patrimoniului Cultural, cu comunicarea Отражение игровых традиций гагауза в учебно-методической литературе. Domnul Sârf, vă rog. Da, спасибо. Bună ziua tuturor și мое сообщение связано с моей работой, которую я веду под названием «Игровые традиции гагаузов в духовной культуре народа». И одним из источников информации о такого рода игровых традициях является учебная или дидактическая литература. На сегодняшний день мы располагаем уже 4 поколениями дидактической литературы. Ее такое количество связано с тем, что появление у гагаузов своей письменности в середине 20 века, а точнее в 1957 году, когда была дана письменность на кириллице. Это было первое поколение учебной литературы, которое было направлено на изучение родного языка и не только. В 1958-59 учебном году начальные классы полностью были официально переведены с русского языка на гагаузский язык обучения. Однако это положение длилось 2,5 года всего лишь, однако этого времени хватило для того, чтобы начать подготовку и издание специальной учебной литературы для таких предметов, как язык, литература, арифметика, математика. И обучение велось на родном языке. Так вот, это было первое поколение учебной литературы. Второе поколение, затем наступает большой перерыв протяженностью в четверть века, и только в 1986 году, в годы перестройки, снова вводится в процесс обучения гагаузский язык, литература. Сначала идет как факультативным курсом, а затем обязательным. С 1989 года. Учебная литература, появившаяся в конце 80-х годов 20 века, относится ко второму поколению дидактической литературы, и оно было ограничено тем периодом, когда еще существовал гагаузский язык на кириллице. Как известно, в 1993-1996 годах затянулся процесс перехода с кириллицы на латинскую графику, завершившийся официальным переводом всей письменности всего языка на латиницу. И начинается затем следующий, третий период, или третье поколение учебной литературы, которая транслитерировалась во многих случаях, либо создавалась совершенно на новой базе или основе. Третье поколение продлилось до конца 20 века, а начиная с начала 21 века, в связи с тем, что помимо гагаузского языка и литературы в современных школах или лицеях или гимназиях, которые существуют в современной системе образования Республики Молдова, и кроме того, есть еще Одесская область Украины, где также преподается гагаузский язык в тех населенных пунктах, где компактно проживают гагаузы, имеется в виду, в первую очередь, села Болградского, Ренейского, Килийского районов современной Одесской области. Последнее поколение учебной литературы уже имеет выход на новые предметы, которые также даются на родном языке. Имеется в виду такие предметы, как культура добрососедства, которая на сегодняшний день преподается не повсеместно, а факультативно, и обязательный предмет «История, культура и традиции гагаузского народа». Как раз именно эти последние два предмета в большей, гораздо большей степени, чем учебная литература, выходившая до сих пор, включают в себя тему, которая нас интересует, а именно традиционные игры и развлечения народного характера. Надо сказать, что на сегодняшний день
данная литература является мало востребованной научными работниками, сотрудниками или исследователями. Она не до конца еще освоена, а между тем она представляет несомненный научный и практически, я бы сказал, интерес в плане поиска источников или материалов по данной теме. Если внимательно вчитываться и проводить углубленный анализ всего и всей имеющейся на сегодняшний день литературы, то мы выявляем те или иные элементы этнической идентичности. Для рассмотрения нашей проблемы нами была изучена следующая литература дидактического характера. На первое место я бы поставил сборники литературных утренников для детских садов, вообще для детских садов и яслей. Это еще в советское время выходили работы. Дело в том, что почему я ставлю на первое место именно эту литературу, поскольку она предназначена дошкольному или преддошкольному образованию, и как мы знаем, именно в этот период игра является ведущей деятельностью у детей. И вот, значит, в нашем случае мы говорим о таком сборнике литературных утренников для детских садов, подготовленным известным писателем и педагогом Николаем Игнатьевичем Бабоглу. В этом сборнике мы находим, сейчас я вам покажу его, вот у меня имеется эта книга, составитель использовал на русском языке, перевел с русского языка такую работу. Автором является Стелла Михайловна Чемартан, «Литературные утренники в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада». И в этой работе мы находим, что Бабоглу сделал кардинальную переработку. Он не только переводил с русского на гагаузский, но и дополнял материал, исходя из собственных источников. Сам по себе он был не только известным писателем, педагогом, он был еще и фольклористом, и этнологом, и собирателем материала, как в родном селе, он родился в селе Копчак, современный Чедовнинский район, а также работал долгое время в самом большом селе нашей страны, село Кангас. И у него был большая коллекция собранного материала, которая была использована в этой книге. Например, он дает в плане фольклорного материала считалки, которые имеют функцию не только жеребьевки или определения, кому водить в какой-либо игре, но еще и несут на себе заговорную функцию. Вот я хочу прочитать на языке оригинала и в переводе на русский язык небольшую считалку. Ав елемя, дев елемя, гель куш гюведжемя, ярн йорту су ич куртул, улов к моей руке, великан к моей руке, прилетай, птица, к моему женишку, завтра праздник, пей воду, освобождайся. И последнее слово означает, что на кого выпадает считалка, счет, тот становится вводящим в той или иной игре. В данном случае идет речь о игре сакламбач. Сакламбач в переводе на русский – это прятки. Дальше. В этом же сборнике составитель упоминает, и не только упоминает, дает правила игр, таких традиционных игр, как куран, это игра наподобие современной игры шашки, качматоп или другая известная игра лапта, вешка, кости или бабки, роп-роп, есть такая игра под названием в переводе на русский, или просто роп, или шестерка. Она имеет календарно-обрядовый характер. И очень распространенная была у мальчиков игра чилик. Это чижик. Это один вид источников
дидактическую литературу. Другой вид – это, собственно говоря, различные учебники, учебные пособия, например, как буквари, хрестоматии по гагаузскому языку и литературе для гимназий и лицеев, где в качестве словаря или глоссария приводятся те или иные названия традиционных игр. Следующий вид – это учебные двуязычные словари. Например, в тематическом словаре, подготовленном на кафедре гагаузской филологии для студентов Камрадского государственного университета, имеется вот такой подраздел – детские игры. Словарь называется «Гагаузско-русский тематический словарь». Вот я вам показываю его. Значит, в этом словаре есть специальный подраздел, называется «Детские игры», в котором составители словаря указывают названия традиционных игр. «Кёр чопюш» – это игра в жмурки, «Ашик» – бабки, «Юманджак» – жмурки, «Ещеджик» – ослик, «Сакламбач» – прятки. Другой словарь подобного рода, он дан специально для маленьких, скажем, дошкольного возраста и первоклассников. Словарь называется «Словарь в картинках», «Ресимни сюзлюк». Очень иллюстрированный, подготовленный двумя авторами, Гуцу и Василиоглу. Вот я вам показываю его обложку. А в нем имеется раздел «Игрушки и игры». И вот там, правда, к сожалению, очень мало было найдено традиционного характера предметов и игр. А, как правило, они современные. Но можем посчитать таковыми такие игрушки, как куклы, палочки, домики, лошадки и так далее. Помимо всего прочего, в поле нашего зрения попали аналитические программы, которые сейчас известны как куррикулумы по гагаузскому языку, по гагаузской литературе, по физической культуре и по другим дисциплинам для начального и среднего звена, а также по предмету история, культура и традиции гагаузского народа для начальных классов. И вот куррикулумы для первых-четвертых классов по предмету истории, культуры и традиции гагаузского народа отдельной темой выступает детские народные игры. Как раз то, что нас это интересует тема. Там имеется подтемы. Первая подтема – трудовые игры, вторая – спортивные игры. В первом случае речь идет об играх вообще и о тех, что могут быть полезны в трудовом воспитании. В частности, они называются в переводе на русский «доктор», «продавец», «семья» и другие. А вот во втором случае мы имеем дело с такими играми, которые используются в физическом воспитании детей и подростков. Это борьба, бег, игры с мячом и так далее. Кроме того, в этих куррикулумах имеется специальная тема, посвященная обучению детей для изготовления игрушек из различных материалов, а также отдельно рассказывается об играх и развлечениях гагаузов в прошлом. Это, как правило, такие были распространенные в прошлом игры у гагаузов, как куран, я вам уже говорил, это игра наподобие шашек, ашик, кости или бабки, чилик, это тоже упоминал, чижик и так дальше. И кроме того, авторы куррикулум постоянно раскрывают значимость этих игр для развития маленьких и подрастающего поколения и необходимости, чтобы в настоящее время эти игры реконструировать, воссоздавать, реанимировать, можно сказать. Об этом стоит постоянно на повестке дня в Управлении культуры, в Управлении образования Гагаузии-Ири. Таким образом, в результате проведенного нами исследования удалось выявить не упоминающиеся по другим источникам такие названия игр гагаузов, как аяк-юстю – на ногах, гаргаджик – вороненок или пятнашки, кырдан-топ – командная игра с мячом, каишчик – третий лишний, бостанджик – это командная игра в охрану баштана, и, наконец, борч-качма. Это обрядовая игра молодежи во время Великого Поста. Означает бег
с квасом для приготовления первых блюд. Так называется борщ. Кроме того, в этих в дидактической литературе мы находим использование афористических видов фольклора гагаузского: загадки, считалки, жеребьевки, благодаря которым происходит разделение участников на группы или на команды. Таким образом, мы видим, что учебно-методическая или дидактическая литература наряду с уже изученными нами ранее мемуарной, научной, художественной литературой, а также с периодической печатью представляет собой важный, значимый дополнительный источник по изучению игровых традиций гагаузов. Все, у меня все. Спасибо за внимание. Да, мулțumesc, domnul Sir. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, noi am finisat prezentarea referatelor noastre la acest simpozion. Dar înainte de a ne lua rămas bun, aș dori să concluzionăm efortul și activitatea noastră în secția noastră. Din punctul meu de vedere, au fost comunicări destul de interesante. Unele chiar au strânit discuții, opinii, chiar opinii diferite. E ceva normal, doar prin discuții putem afla adevărul. Și sper să ne întâlnim și în la alte întruniri științifice de acest fel, dar aș vrea să aflu și opinia colegilor noștri, inclusiv și a colegilor din România. Vă rog. Nu este prima dată când particip la o conferință sau un simpozion organizat de dumneavoastră la Chișinău și de fiecare dată rămân cu foarte multe informații în plus. Mă rog, eu nu sunt etnograf, dar cochetez cu etnografia de câțiva ani. Îmi place, citesc. Dar la simpozioanele de acest gen, eu cel puțin, am foarte multe de învățat. Și nu numai atât, ci îmi deschide apetitul pentru a studia anumite teme pe care eu le aud, să spunem, cu ori în premieră pentru mine, ori venind cu informații care îmi dezvoltă curiozitatea și mă îndeamnă să citesc mai mult pentru a afla despre lucrurile respective. Și astăzi s-a întâmplat același lucru, s-au prezentat, din punctul meu de vedere, teme diverse, cu o foarte mare bogăție informațională. Se vede că lucrările sunt muncite, s-a făcut cercetare pentru a fi prezentate și vreau să felicit toți colegii care astăzi și-au prezentat munca în fața noastră, iar dumneavoastră organizatorilor vă adresez încă o dată felicitări pentru reușita acestei conferințe, pentru nivelul ridicat la care s-au prezentat și participanții și dumneavoastră organizatorii și sperăm să ne vedem și în următorii ani și acest simpozion să devină chiar o tradiție, cum am spus și în cuvântul de salut, pentru că deja sunteți la treia ediție și ar fi păcat să nu se meargă mai departe. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna Boda! Noi vă dorim o zi bună în continuare și să ne ajute Domnul să ne mai întâlnim la manifestări științifice.